Aș vrea numai să o văd pe Kitty și să-i arăt cât dispreț am pentru toți și pentru toate și cât de puțin îmi pasă acum de orice. Dolly intră cu scrisoarea. Ana o citi și o dădu înapoi în tăcere. Știam toate astea, zise Ana, și nu mă interesează câtuși de puțin. De ce? Eu, dimpotrivă, nădăjduiesc, răspunse Dolly, uitându-se cu luare aminte la Ana. Nu o văzuse încă niciodată așa de ciudat enervată. Când pleci? O întrebă ea. Ana se uită drept înainte, cu ochii mijiți, și nu-i răspunse. Dar ce, Kitty se ascunde de mine? O întrebă Ana, uitându-se la ușă și roșind. Vai, ce copilării! Alăptează și nu prea merge, i-am dat sfaturi. Iar părea bine, are să vină îndată. Adause Dolly cu stângăcie, neștiind să minte. Uite-o! Aflând că venise Ana, Kitty nu vroise să iasă. Dolly însă o convinsese. După ce și-adună toate puterile, Kitty ieși îmbujorată, se îndreptă spre dânsa și întinse mâna. Îmi pare foarte bine, rosti Kitty cu un tremur în glas. Era tulburată de lupta care se dădea în sufletul său între dușmânia împotriva acestei femei stricate și dorința de a fi îngăduitoare față de dânsa. Dar îndată ce văzu chipul frumos și simpatic al Anei, toată ostilitatea ei se risipi. Nu m-aș fi mirat dacă n-ai fi vrut să mă vezi. M-am obișnuit cu orice. Ai fost bolnavă? Da, te-ai schimbat, zise Ana. Kitty simți că Ana o privea ostil. Își explica această atitudine prin situația delicată în care se afla Ana, care mai înainte o protejase și se făcu milă de ea. Vorbirea despre boala și despre copilul lui Kitty, ca și despre Steve-a. Dar se vedea că pe Ana nu interesa nimic. Am venit să mi-au rămas bun de la tine, spuse ea lui Dolly sculându-se în picioare. Dar când plecați? Din nou, fără să-i răspundă, Ana se întoarse către Kitty. Da, îmi pare foarte bine că te-am revăzut, zise ea zâmbind. Am auzit vorbindu-se atâta despre dumneata, pretutindeni, chiar și de la soțul dumitale. A fost pe la mine, mi-a plăcut foarte mult, adăugă într-adins Ana cu gând de rău. Unde e? A plecat la țară, răspunse Kitty roșind. Să-i transmiți neapărat salutări din partea mea. Neapărat, repetă naiv Kitty, uitându-se cu compătimire în ochii ei. Atunci rămâi cu bine, Dolly. După ce o sărută pe Dolly și îi strânse mâna lui Kitty, Ana ieși în grabă. E aceeași, tot așa de atrăgătoare, e foarte frumoasă, mărturisi Kitty după ce rămase singură cu sora sa. Dar e ceva în ea care ți inspiră milă, o compătimire nemărginită. Într-adevăr, astăzi Ana avea ceva deosebit, răspunse Dolly. În antreu, pe când o conduceam, mi s-a părut că era gata să plângă. Capitolul 29. Ana se urcă în trăsură cu sufletul și mai răscolit decât la plecarea de acasă. La chinurile de dinainte se adăugase acum și un sentiment de jignire și de părăsire, de renegare pe care îl simțise limpede întâlnindu-se cu Kitty. Care-i porunca? Încotro? Acasă? Întrebă Piotr. Da, acasă, răspunse Ana fără să se gândească măcar unde se duce. Cum mă priveau amândouă ca pe ceva îngrozitor, de neînțeles și ciudat. Ce poate se povestească cu atâta însuflețire? Se gândi Ana uitându-se la doi trecători. Oare poți spune altuia ceea ce simți tu? Am vrut să povestesc lui Dolly și bine am făcut că nu i-am spus nimic. Cât s-ar fi bucurat de nenorocirea mea? S-ar fi ascuns față de mine? Dar în primul rând Dolly ar fi avut un sentiment de bucurie din pricină că am fost pedepsită pentru plăcerile pe care mi le-a invidiat. Iar Kitty s-ar fi bucurat și mai mult. Îi citesc în suflet ca într-o carte. Știe că m-am purtat cu bărbatul său mai drăguț decât se cuvine, de aceea ea e geloasă și mă urăște, mă și disprețuiește. În ochii ei sunt o femeie destrăbălată. Dacă aș fi fost o femeie destrăbălată, aș fi putut face ca soțul ei să se îndrăgostească de mine, dacă aș fi vrut. Ba, chiar am vrut. Ăsta e mulțumit de sine, se gândi Ana uitându-se la un domn gras și rumen care trecea cu trăsura și luând o dreptă cunoștință, își ridică jobenul de pe capul chel și lucios, dar își dădu seama numai decât că se înșelase.
A crezut că mă cunoaște, dar mă cunoștea tot atât de puțin ca și oricare alt om de pe lume. Nu mă cunosc nici eu însămi. Îmi știu apetiturile, cum spun francezii. Uite, ăștia vor înghețata asta murdară. Sunt sigur de ceea ce vor. Își zise ea uitându-se la doi băieți care opriseră pe un vânzător de înghețată. Vânzătorul își dăduse putinica jos din cap și cu colțul unui prosop își ștergea fața plină de sudoare. Toți vrem lucruri dulci, aromate. În lipsă de bomboane, fie și înghețată murdară. Așa și cu Kitty. Dacă nu e Vronski, fie și Levin. Mă invidiază și mă urăște. Toți ne urăm unul pe altul. Eu pe Kitty, Kitty pe mine. Asta e adevărul. Tütkin coafer. Mă coafez la Tütkin. Am să-i spun când o veni, se gândi Ana și zâmbi. Își aduse însă aminte în aceeași clipă că nu mai avea cui spune ceva hasliu. Dar nici nu e nimic hasliu, nimic vesel, totul e dezgustător. Trag clopotele de vecernie și negusturul ăsta cu ce grijă se închină de parcă s-ar teme să nu scape ceva din mână. Ce rost au bisericile acestea, dangătul clopotelor, minciuna asta? Numai ca să ascundem ura noastră împotriva tuturor ca birjarii ăștia care se înjură cu atâta venin unul pe altul? Iașvin spune, el vrea să-mi ia mie cămașa, iar eu lui. Asta e adevărul. Se lăsa atât de mult prinsă de gândurile acestea, încât încetă chiar să se mai gândească la situația ei și se trezi deodată acasă, la scară. Abia după ce văzu pe portarul care ieșise în întâmpinarea ei, Ana își aminti de bilet și de telegrama trimisă de ea. A sosit răspunsul? Mă uit îndată, zise portarul și după ce aruncă o privire pe pupitru, luă și întinse telegrama, un plic pătrat de hârtie subțire. Ana citi. Nu pot sosi înainte de ora 10. Vronski. Dar curierul nu s-a întors? Încă nu, răspunse portarul. Ah, dacă e așa, atunci știu ce am de făcut, se gândi Ana și, simțind cum cresc înăuntrul ei o mânie tulbure și nevoia răzbunării, urcă scara în goană. Mă duc eu singură la dânsul. Înainte de a pleca pentru totdeauna, am să-i spun totul. Niciodată n-am urât pe cineva ca pe omul ăsta, își zise ea. Văzându-i pălăria în cuier, Ana se cutremură de dezgust. Nu-și dădu seama că telegrama era răspunsul la depeșa ei și că Vronski nu-i primise încă biletul. Și-l închipui vorbind calm cu maică-sa și cu domnișoara Sorokina, mulțumit de suferințele sale. Da, trebuie să plec cât mai repede, hotărâ Ana, neștiind încă unde să se ducă. Dorea să scape cât mai iute de sentimentele pe care le încerca în casa aceea îngrozitoare. Servitorii, pereții, lucrurile din casă, toate îi stârneau un simțământ de dezgust, de răutate și o împovărau ca o piatră. Da, trebuie să plec la gară și dacă nu-l găsesc, mă duc acolo și îl prind cu minciuna. Ana căută în ziare mersul trenurilor. Trenul de seară pleca la ora 8:02. Da, am timp. Porunci să se schimbe caii la trăsură și începu să strângă în sacul de voiaj lucrurile de care avea nevoie pentru câteva zile. Știa că n-avea să se mai întoarcă în casa aceasta. Dintre planurile care-i trecuseră prin minte, Ana se opri șovăitoare la hotărârea ca, după cele ce se vor petrece la gară sau la moșia contesei, să ia trenul pe linia Nijni Novgorod, să meargă până la primul oraș și să rămână acolo. Masa era întinsă. Ana se apropie, mirosi pâinea, brânza și, simțind că mirosul de mâncare o dezgustă, dădu ordin să tragă trăsura la scară și ieși pe ușă. Umbra casei se și întinsese de-a latul străzii. Era o seară senină, iar acolo unde bătea soarele mai stăruia căldura. Și Anușca, care o conducea cu bagajul, și Piotr, care îl urcă în trăsură, și vizitiul, vădit nemulțumit, toți o dezgustau și o enervau cu vorbele lor, cu mișcările lor. Piotr, n-am nevoie de tine. Dar biletul? Cum vrei, mi-e tot una, răspunse Ana mânioasă. Piotr sări pe scară și Țanțoș porunci vizitiului să mâne la gară. Capitolul 30. Iarăși ea, încep să înțeleg totul. Se gândi Ana cum se urni trăsura din loc și legănându-se, prinse să hurie pe strada pavată cu piatră măruntă. Și iarăși începură să-i se perinde prin minte impresii, una după alta. Da, la ce m-am gândit așa de bine ultima dată?
încerca Ana să-și aducă aminte. Tutkin coafer? Nu, nu era asta. Da, la ceea ce spunea Iașvin. Lupta pentru existență, ura, ăsta e singurul lucru care îi unește pe oameni. Degeaba vă duceți, spuse ea în gând unui grup care, într-o trăsură cu patru cai, pleca probabil ca să petreacă afară din oraș. N-are să vă ajute nici câinele pe care le-ați luat cu voi? Nu puteți fugi de voi înșivă. Aruncând o privire în partea în care se uita Piotr, Ana văzut un muncitor de fabrică legănându-și capul, beat mort. Un polițist îl ducea undeva într-o birjă. Mai degrabă asta, își zise Ana. Nici eu, nici contele Vronski n-am găsit această plăcere, cu toate că ne pusese multe nădejdi din ea. Acum, pentru întâia oară, Ana îndreptă lumina aceea puternică, cu ajutorul căreia vedea totul, asupra raporturilor sale cu Vronski, la care mai înainte se ferise să se gândească. Ce-a căutat la mine? Nu atât dragoste, cât satisfacția vanității lui. Își aduse aminte de cuvintele pe care le spunea și de expresia de ogar ascultător a feței lui la începutul legăturii dintre ei. Da, acum totul adeverea acest lucru. Era triumful vanității, era bineînțeles și dragoste, dar mai cu seamă mândria victoriei. Se mândrea că m-a cucerit. Acum totul a trecut. Nu mai are cu ce se mândri. Acum se rușinează, nu se umflă în pene. Mi-a luat tot ce a putut și acum nu mai are nevoie de mine. Sunt o povară pentru dânsul. El se silește să nu fie necinstit cu mine. A scăpat ieri o vorbă. Vrea divorțul și cununia ca să-și ardă corăbiile. Mă iubește, dar cum? I-a pierit cheful. Vrea să uimească pe toți și e foarte mulțumit de sine. Se gândi Ana, uitându-se la un vânzător de prăvălie rumen la față, care călărea un cal de manej. Da, nu mai ține la mine. Dacă l-aș părăsi, ar părea bine în adâncul sufletului. Ana își dădea seama clar, la lumina aceea orbitoare care dezvăluia acum tot rostul vieții și al raporturilor dintre oameni, că asta nu era o presupunere. Dragostea mea e din ce în ce mai pătimașă și mai egoistă, pe când dragostea lui se stinge treptat. Iată de ce nu ne mai înțelegem. Își zise Ana mai departe. Și nu e nimic de făcut. Pentru mine el e totul. Eu cer să mi se dea din ce în ce mai mult, iar el caută tot mai stăruitor să fugă de mine. Înainte de legătura noastră, mergeam unul spre altul. De atunci, dimpotrivă, ne îndepărtăm fiecare pe alt drum. Asta nu se poate schimba. Îmi spune că sunt absurd de geloasă și mi-a venit și mie în minte același lucru. Dar nu e adevărat. Nu sunt geloasă, ci nefericită. Însă... Ana deschise gura și schimbă locul în trăsură din pricina tulburării aduse de un gând venit deodată. Dacă aș putea fi și altceva pentru dânsul decât amanta care iubește cu patimă desmierdările? Dar nu pot și nu vreau să fiu nimic altceva. Dorința mea îi stârnește dezgust, iar el trezește în mine ură. Și nici n-ar putea fi altfel. Parcă eu nu știu că el nu mă minte, că nici nu se gândește la prințesa Sorokina, că nu e îndrăgostit de Kitty și că n-are să mă înșele. Știu toate astea, dar asta nu mă ușurează. Dacă el ar fi bun și drăguț cu mine, numai din datorie, fără dragoste, dacă nu mai simte pentru mine ce simt eu pentru el, asta ar fi de 1000 de ori mai rău decât chiar ura lui. Ar fi un iad. Și acest iad îl trăiesc. De mult nu mă mai iubește. Și unde se sfârșește dragostea, începe ura. Nu cunosc deloc străzile astea, niște dealuri și case lângă case. Iar în case stau oameni și tot oameni. Sunt atât de mulți, fără număr, și toți se urăsc unii pe alții. Chiar dacă ar fi să izbutesc să capăt ceea ce-mi trebuie ca să fiu fericită. Ei și, ce-i cu asta? Să zicem că aș căpăta divorțul, că Alexei Alexandrovici mi l-ar da pe Serioja și m-aș mărita cu Vronski. Aducându-și aminte de Alexei Alexandrovici, Ana și-l închipui numai decât în fața ei, extraordinar de viu, în carne și oase, cu ochii săi blânzi, inexpresivi, stinși, cu vinele albastre ale mâinilor albe, cu intonațiile glasului și cu trosnetul degetelor. Amintindu-și de sentimentul care fusese între dânsii, care și el se numea dragoste, Ana se cutremură de dezgust. Să zicem că aș obține divorțul și aș fi soția lui Vronski. Ei și,
Kitty m-ar privi altfel de cum m-a privit astăzi? Nu. Iar Serioja ar înceta să întrebe sau să se gândească de ce am doi soți? Și ce simțământ nou ar putea naște între mine și Vronski? Ar fi cu putință, dacă nu fericirea, cel puțin o viață fără chinuri? Nu și nu, răspunse Ana, de data aceasta fără pic de șovăire. E cu neputință. Căile vieții noastre se despart. Eu sunt nenorocirea lui și el a mea. Și, de schimbat, nu ne putem schimba nici unul, nici altul. Am făcut toate încercările. Șurubul s-a tocit. Uite o cerșetoare cu un copil. Ea crede că lumii îi e milă de dânsa. Dar oare nu suntem toți aruncați pe lume numai ca să ne urâm și să ne chinuim pe noi înșine și pe alții? Trec niște liceeni râzând. Serioja? Își aminti Ana. Și pe el credeam că-l iubesc. Mă înduioșam de iubirea pe care o purtam. Dar am trept și fără dânsul. L-am schimbat pe altă dragoste și nu m-am plâns de acest schimb câtă vreme această dragoste mă mulțumea. Și Ana își aminti cu dezgust ceea ce numea ea această dragoste. O bucura limpezima cu care ea își vedea acum viața, ca și viața altora. Toți sunt la fel, și eu, și Piotr, și vizitiul Feodor, și negustorul ăsta, și toți oamenii aceia care locuiesc acolo, pe Volga, pe locurile spre care te îndeamnă reclamele astea, oameni de pretutindeni și de totdeauna. Își zise Ana, ajungând la clădirea joasă a gării Nijni Novgorod. Hamalii veniră în fugă în întâmpinarea ei. Să vei o bilet până la Obiralovka? O întrebă Piotr. Ana uitase cu totul unde pleca și pentru ce, așa că nu putu înțelege întrebarea decât după o mare sforțare. Da, răspunse ea, dându-i punga cu bani și luând în mână sacul ei mic, roșu de voiaj, coborâ din trăsură. Îndreptându-se prin mulțime spre sala de așteptare de clasa întâi, Ana depână în minte, punct cu punct, toate amănuntele situației sale și hotărârile pe care încă le cumpănea. Și iarăși, ba nădejdea, ba disperarea îi chinuia inima spăimântată care îi zvâcnea dureros. Așezată pe o canapea în formă de stea, în așteptarea trenului, uitându-se cu dezgust la oamenii care intrau și ieșeau, toată lumea o scârbea, Ana se gândea cum îi va scrie un bilet când va sosi în stație și ce anume să-i scrie, sau că Vronski, fără să înțeleagă suferința, se plânge acum mamei sale de situația lui și ce îi va spune când va intra în odaie. Ba se gândea că viața i-ar putea fi încă fericită și cât de dureros îl iubește și îl urăște în același timp și cât de înfiorător îi se zvârcolea inima. Capitolul 31. S-auzi sunând clopoțelul. Trecură niște bărbați tineri, urâți, neobrăzați și grăbiți, totuși preocupați de impresia pe care o făceau asupra celorlalți. În livrea, cu ghete înalte și cu aerul lui stupid, Piotr străbătu sala și veni spre dânsa ca să o conducă la vagon. Niște bărbați gălăgioși tăcură când trecu Ana prin fața lor pe peron, iar unul șopti celuilalt pe socoteala ei, bineînțeles, ceva necuvincios. Ana urcă treptele înalte și se instală singură într-un compartiment, pe o canapea cu arcuri, albă odinioară, acum murdară. Își puse sacul de voiaj lângă ea. Piotr, cu un zâmbet tâmpit, își ridică la geam pălăria cu fireturi în semn de adio, iar un conductor dezghețat trânti ușa și trase zăvorul. O doamnă foarte urâtă, cu turnură, Ana o dezbrăcă în gând și se îngrozi de sluțenia ei, și o fată care râdea afectată trecură în fugă, pe jos, prin fața vagonului. La Caterina Andreevna, totul e la ea, matant, strigă fata. Până și fata asta e schilodită sufletește și se strâmbă, se gândi Ana. Ca să nu mai vadă pe nimeni, ea se sculă repede și se așeză la fereastra din partea cealaltă a vagonului gol. Un mujic murdar cu o șapcă de sub care ieșau lațe încurcate de păr trecu prin fața ferestrei, aplecându-se sub roțile vagonului. Parcă l-aș cunoaște pe mujicul ăsta respingător, își zise Ana. Deodată își aduse aminte de visul său și, tremurând de spaimă, ea se trase spre ușa din partea cealaltă. Conductorul tocmai deschidea ușa, lăsând să intre un domn și o doamnă. Doriți să coborâți? Ana nu răspunse. Nici conductorul și nici perechea care intrase nu băgare de seamă groaza de pe fața ei acoperită de voal. Ana se întoarse în colțul său și se așeză.
perechea, luă loc pe banca din față, cercetându-i cu atenție pe furiș rochia. Atât bărbatul cât și soția sa îi păreau nesuferiți. Soțul o întrebă pe Ana dacă îi dă voie să fumeze, probabil nu pentru a fuma, ci ca să intre în vorbă cu dânsa. Primind îngăduința, bărbatul începu să vorbească franțuzește cu soția sa, lucru de care avea și mai puțină nevoie decât de fumat. Amândoi spuneau fel de fel de nimicuri, numai ca să-i audă Ana, care își dădea seama cât de mult se săturaseră unul de altul și cât se urau. De altfel, nici nu se putea să nu urăște asemenea monștri vretnici de milă. Se auzi al doilea semnal de plecare și numai decât hodorogitul cărucioarelor de bagaje, zgomot, strigăte, râsete. Pentru Ana era atât de limpede că nimeni n-avea de ce să se bucure, încât râsetele acestea o enervau dureros. Ar fi vrut să-și astupe urechile ca să nu le audă. În sfârșit, răsunarea al treilea semnal și un fluierat, se auzi șuieratul locomotivei, lanțul se smuci și soțul se închină. Aș fi curioasă să-l întreb ce înțelege prin asta, se gândi Ana uitându-se cu răutate la dânsul. Apoi privirea ei, trecând peste doamna din față, urmări pe fereastră persoanele rămase pe peron, care însoțiră pe cei ce plecau cu trenul și care parcă lunecau înapoi. Vagonul unde se afla Ana și care se cutremura cadențat la îmbucătura șinelor, trecu prin fața peronului, pe lângă un zid de piatră, pe lângă un disc și pe dinaintea altor vagoane. Roțile începură să țăcăne mai lin pe șine, cu un zvon ușor. Soarele, care scăpătă la sfințit, lumină viu fereastra, iar o adieră de vânt prinse să se joace cu perdeaua. Ana, trăgând în piept aerul proaspăt, uită pe vecinii săi de compartiment și începu din nou să se gândească în molcom alegânarea vagonului. Da, unde m-am oprit? Am ajuns că nu-mi pot închipui nicio situație în care viața să nu fie un chin pentru mine, că noi oamenii suntem născuți ca să ne chinuim, ceea ce cunoaștem cu toții, căutând veșnic a născoci mijloace ca să ne amăgim. Dar ce-i de făcut când vezi adevărul? Rațiunea a fost dată omului tocmai ca să scape de ceea ce îl supără. Rosti cu afectare doamna din față în limba franceză, mulțumită de bună seamă de fraza ei. Cuvintele acestea parcă erau un răspuns la gândurile Anei. Să scap de ceea ce te supără, repetă în gând Ana. Pe urmă, uitându-se la soțul bucărat și roșu la față și la nevasta sa uscățivă, își dădu seama că soția bolnăvicioasă se socotește o femeie neînțeleasă, iar bărbatul său o înșală și întreține întrânsa această părere. Îndreptând asupra lor aceeași lumină puternică, Ana le văzu parcă viața întreagă și toate cutele sufletului. Dar acolo nu era nimic interesant. De aceea ea își depărtă mai departe firul gândurilor. Da, mă supără foarte mult și de aceea ne este dată rațiunea ca să scăpăm de ceea ce ne supără. Deci trebuie să scap. De ce să nu stingi lumânarea când nu mai ai ce privi, când te dezgustă și să te mai uiți la cele din jur? Dar cum? De ce a trecut în grabă conductorul pe scândurica aceea îngustă? De ce strigă tinerii din vagonul de alături? De ce vorbesc? De ce râd? Totul e neadevăr, minciună, înșelăciune, totul e rău. Când trenul se opri în stație, Ana coborând în mulțimea celorlalți călători și, ferindu-se de dânsii ca de niște leproși, se opri pe peron, străduindu-se să-și amintească pentru ce sosise acolo și ce avea de gând să facă. Tot ceea ce mai înainte îi se păruse cu putință era acum atât de greu de înțeles, mai ales în mulțimea gălăgioasă a oamenilor acestora nesuferiți care nu o lăsau în pace. Ba veneau în fugă la ea hamali, oferindu-și serviciile, ba niște tineri tropăiau cu tocurile ghetelor pe dușumeaua de scândurea peronului și vorbeau cu glas tare, cercetând-o cu privirea de sus până jos, ba călătorii întâlniți în drum nu se dădeau destul de repede la o parte ca să o lase să treacă. Aducându-și aminte că își pusese în gând să plece mai departe în cazul că n-ar fi primit niciun răspuns, Ana opri un hamal și îl întrebă dacă nu era acolo un vizitiu al contelui Vronski cu o scrisoare. Contele Vronski, cineva de la dumnealor a fost adineauri aici. O primit pe prințesa Sorokina cu domnișoara. Dar cum arată vizitiul? În timp ce Ana stătea de vorbă cu hamalul, vizitiul Mihailo, un bărbat rumen și vesel, îmbrăcat într-o mantă albastră, arătoasă, împodobită la brâu cu lanțul de la ceas, se apropie de dânsa și întinse scrisoarea, mândru probabil că și îndeplinise așa de bine însărcinarea.
Ana o deschise și inima se strânse mai înainte de a o fi citit. Îmi pare foarte rău că biletul nu m-a găsit. Vin la ora 10. Răspunsese Vronski cu un scris neîngrijit. Așa, mă așteptam la asta, își zise Ana cu un zâmbet de răutate. Bine, atunci du-te acasă, rostia încet către Mihailo. Vorbea încet, fiindcă bătăile nebunești ale inimii îi stingherau respirația. Nu, nu-mi să te mai las să mă chinuiești, se gândi Ana cu amenințare, nu pentru dânsul, nu pentru ea însăși, ci pentru ființa care o făcea să se chinuie. Porni apoi pe peron prin dreptul gării. Două slușnice care se plimbau pe peron întoarseră capul, uitându-se după dânsa și judecându-i cu glas tare toaleta. Sunt adevărate, spuseră ele despre dantelele pe care le purta Ana. Tinerii nu mai lăsau în pace. Trecură din nou prin fața ei, uitându-i se drept în ochi și în hohote de râs strigară ceva cu glas fandosit. Șeful gării o întrebă din mers dacă pleacă mai departe cu trenul. Un băiat care vindea cvas nu-și mai lua ochii de la dânsa. Dumnezeule, încotro să fug? Se gândi Ana mergând înainte. Se opri la capătul peronului. Niște doamne și niște copii, care veniseră să întâmpine pe un domn cu ochelari și care râdeau, vorbind cu glas tare, tăcură deodată uitându-se la Ana când ea ajunse în dreptul lor. Ana își uiți pasul și se îndepărtă de ei, apropiindu-se de marginea peronului. Venea un tren de marfă. Peronul se cutremură. Anei îi se păru că merge din nou cu trenul. Deodată, amintindu-și de omul tăiat de tren în ziua primei sale întâlniri cu Vronski, ea înțelese ce avea de făcut. Coborâ cu pași repezi și ușor treptele care duceau de la castelul de apă spre șine și se opri chiar lângă trenul care trecea prin fața ei. Privi partea de jos a vagoanelor, șuruburile, lanțurile și roțile înalte de tuci ale vagonului din cap, care lunecau încet. Se sili să măsoare din ochi partea din mijloc dintre roțile de dinainte și cele de dinapoi, cumpănind clipa când partea aceasta ar veni în dreptul ei. Acolo, își zise Ana, uitându-se în umbra vagonului, la zgura amestecată cu nisip care acoperea traversele. Acolo, drept la mijloc. Astfel am să-l pedepsesc și pe dânsul și am să scap de toată lumea și de mine însă. Ana a vrut să se arunce în spațiul dintre roțile primului vagon, când vagonul veni în dreptul său. Dar sacoșa roșie pe care tocmai o scotea de pe braț, o făcu să întârzie și în mijlocul vagonului trecu prin fața ei. Trebuie să aștepte vagonul următor. Deodată o cuprinse un sentiment asemănător acelui pe care l-avea când se pregătea să intre în râul ascăldat și își făcu semnul crucii. Gestul familiar al semnului crucii îi trezi în suflet un șir întreg de amintiri de pe când era copil și adolescentă. Besna care învăluise totul se rupse dintr-o dată, iar viața ei se înfățișă pentru o clipă cu toate bucuriile ei senine din trecut. Totuși ea nu-și lua ochii de la roțile celui de-al doilea vagon care se apropia. În clipa când jumătatea distanței dintre roți ajunse în dreptul ei, Ana a zvârli sacoșa roșie și, strângându-și capul între umeri, se aruncă pe mâini sub vagon și, cu o mișcare ușoară, ca și cum s-ar fi pregătit să se scoale îndată, se așeze în genunchi. În aceeași clipă se îngrozi de ceea ce făcea. Unde-s? Ce fac? Pentru ce? Vru să se ridice și să se dea îndărât, dar ceva uriaș și neîndurător o izbi în cap și o trase de spate. Doamne, iartă-mi totul! Rostiana, simțind că nu se mai poate lupta. Mujicul cel mic scotocea niște fiare îndrungând ceva în barbă, iar lumina la care Ana citise cartea vieții, plină de zbuciuni și înșelăciuni, de durere și răutate, străluci ca o flacără mai vie decât oricând, sfâșiind partea a opta. Capitolul 1. Trecuseră aproape două luni. Vara călduroasă era întoi, când Serghei Ivanovici se hotărâ în sfârșit să plece din Moscova. În viața lui Cosneșev se petrecuseră în ultima vreme unele evenimente. Își isprăvise aproape de un an lucrarea, rodul unei munci de 6 ani intitulată Încercare de trecere în revista a bazelor și formelor de guvernământ din Europa și din Rusia. Introducerea și unele capitole din această carte apăruseră în publicațiile periodice, iar alte părți fusese citite de către autor unor oameni din cercul său, așa încât ideile acestei opere
nu mai puteau fi o noutate absolută pentru public. Totuși, Serghei Ivanovici se așteptase să producă, de la apariția ei, o impresie puternică asupra societății și, dacă nu o revoluție în știință, cel puțin mare vâlvă în lumea științifică. După o migăloasă șlefuire, cartea fusese tipărită cu un an în urmă și trimisă la librării. Fără să ceară părerea nimănui asupra lucrării sale, răspunzând în silă și cu o prefăcută nepăsare prietenilor care le întrebau cum îi merge cartea, fără să se intereseze măcar la librării dacă se vinde, Serghei Ivanovici urmărea cu interes și cu o încordată atenție prima impresie pe care cartea lui avea să o producă în societate și în presă. Trecu însă o săptămână, alta și încă una, dar societatea nu manifesta nicio impresie. Prietenii săi, specialiști și savanți, aduceau uneori vorba despre carte fără îndoială din politețe. Ceilalți cunoscuți, neinteresându-se de o operă cu cuprins științific, nici nu pomeneau măcar de carte față de dânsul. O nepăsare desăvârșită domnea în societate, preocupată mai ales pe atunci de cu totul alte chestiuni. Presa nu suflă nici ea vreun cuvânt despre carte timp de o lună. Serghei Ivanovici socotea amănunțit timpul necesar pentru apariția unei recenzii, dar trecu o lună și încă una, iar tăcerea stăruia mereu. Numai Severn Iuc, gândacul de nord, într-un articol glumesc despre cântărețul Darabanti, care își pierduse glasul, scrise cu privire la cartea lui Cosnășev câteva rânduri zeflemiste, care arătau că lucrarea fusese de mult clasată și luată în râs de toată lumea. În sfârșit, în a treia lună, apăru un articol de critică într-o revistă serioasă. Serghei Ivanovici cunoștea pe autorul articolului. Îl întâlnise odată la Golubțov. Autorul articolului era un publicist foarte tânăr și bolnav, extrem de vioi și de priceput ca scriitor, dar prea puțin instruit și sfios în raporturile sale particulare. Cu tot disprețul său desăvârșit pentru autor, Serghei Ivanovici citi articolul cu cea mai mare atenție. Articolul era îngrozitor. Se vedea că publicistul înțelesese cartea tocmai pe dos. Alesese însă citatele cu atâta dibăcie, încât pentru cei ce nu citiseră cartea și nu o citise aproape nimeni, reieșea limpede ca lumina zilei că lucrarea era alcătuită numai dintr-o înșiruire de termeni pompoși, de la locul lor, fapt pe care îl dovedeau semnele de întrebare, autorul dovedindu-se a fi un ignorant în toată puterea cuvântului. Articolul era însă atât de spiritual, încât nici chiar Serghei Ivanovici n-ar fi renunțat la asemenea vorbe de duh. Tocmai acest lucru părea îngrozitor. Cu toată buna credința desăvârșită a lui Cosnășev, care verificase justețea argumentelor recenzentului, el nu se opri nicio clipă asupra lipsurilor și greșelilor care fuseseră ironizate, totul în mod vădit fusese ales intenționat, dar își aminti fără voie, până în cele mai mici amănunte, de întâlnirea și de discuția cu autorul articolului. Nu l-am jignit oare cu ceva? Se întrebă Serghei Ivanovici. Amintindu-și însă că, în timpul convorbirilor, corectase pe acest tânăr în legătură cu un cuvânt care îi vădea ignoranța, Serghei Ivanovici își explică sensul articolului. După apariția articolului, se întinse o tăcere de moarte în publicistică și în societate, în jurul cărții. Iar Cosnășev își dădu seama că lucrarea lui, scrisă cu atâta dragoste și trudă timp de 6 ani, trecuse fără să lase nicio urmă. Situația sa era cu atât mai grea, cu cât, după isprăvirea cărții, Serghei Ivanovici nu mai avea de lucru, ceea ce mai înainte îi absorbise cea mai mare parte din timp. Cosnășev, un om inteligent, instruit, sănătos și activ, nu știa însă cum să-și întrebuințeze energia. Conversațiile din saloane, congrese, adunări și din comitete, de pretutindeni unde se putea vorbi, îi ocupau o parte din timp. Dar el, ca orășan experimentat, nu-și îngăduia să se scufunde cu totul în discuții, cum făcea fratele său, lipsit de experiență când venea la Moscova. Îi mai rămânea încă multă vreme liberă și multă energie necheltuită. Spre norocul lui, în această perioadă, cea mai grea pentru dânsul din pricina insuccesului cărții sale, veni la ordinea zilei chestiunea slavă, în locul altor chestiuni, ca de pildă, locuitorii străini de neam, prietenii americani, foametea de la Samara, expoziția și spiritismul. Serghei Ivanovici, unul dintre ațâțătorii chestiunii slave, care mognise până atunci în societate, se dedică cu tot sufletul acestei probleme.
În cercul oamenilor din care făcea parte Sergei Ivanovici, nu se vorbea și nu se scria în vremea aceea decât despre chestiunea slavă și despre războiul sârbilor. Toate preocupările curente ale mulțimii de trântori, ca să-și omoare timpul, se concentrară atunci asupra propagandei în folosul slavilor. Balurile, concertele, banchetele, spiciurile, toaletele doamnelor, berea și cârciumile, totul era o mărturie a simpatiei față de slavi. Sergei Ivanovici nu cădea de acord în privința amănuntelor cu multe din părerile exprimate în scris sau prin viu grai în această chestiune. Își dădea seama că problema slavă era dintre subiectele favorite. La modă, care schimbându-se mereu, slujeau totdeauna societății drept ocupație. Își mai dădea seama și de faptul că multă lume se ocupa de această chestiune ca să-și facă interesele și să-și îndestuleze ambiția. Recunoștea că ziarele publicau multe lucruri nefolositoare și exagerate, cu singurul scop de a atrage atenția publicului și de a înnăbuși cu glasul lor vocile altora. Vedea că în acest avânt general al societății, toți ratații și nemulțumiții se puseseră în frunte și țipau mai tare decât ceilalți. Comandanți de armată, fără oști, miniștri fără departamente, ziariști fără gazete, șefi de partide fără partizani. Pricepea că în chestiunea asta era și multă ușurință și mult caragioslâc. Cu toate acestea, Coznășev vedea și recunoștea un adevărat entuziasm în neîncetată creștere, care unea într-un singur tot clasele societății și pe care nu putea să nu-l simpatizeze. Măcelărirea fraților slavi, oameni de aceeași credință, stârnise simpatie pentru cei prigoniți și revoltă împotriva prigonitorilor. Eroismul sârbilor și al muntenegrenilor, care luptau pentru o cauză mare, dădu naștere în tot poporul la dorința de a-și ajuta frații, nu cu vorba, ci de data asta cu fapta. Pe lângă toate acestea, Sergei Ivanovici mai descoperea un fenomen îmbucurător: manifestarea opiniei publice. Societatea își arăta cu hotărâre dorința. Sufletul poporului își găsise forma de exprimare, cum spunea Sergei Ivanovici. Și cu cât se ocupa mai mult de această chestiune, cu atât Coznășev își dădea seama mai limpede că aici se ascundea o problemă care urma să ia proporții uriașe și să facă epocă. Sergei Ivanovici se consacră cu totul acestei cauze mari și încetă să se mai gândească la cartea lui. Era tot timpul așa de ocupat, încât nici nu pridea să răspundă la toate scrisorile și la cererile ce îi se adresau. După ce munci toată primăvara și o parte din vară, Sergei Ivanovici se hotărâ să plece la țară, la fratele său, abia în luna iulie. Plecă pe 2 săptămâni să se odihnească în mijlocul poporului, chiar în Sfânta Sfintelor lui, într-un fund de țară, ca să se desfete privind avântul poporului, în care credea din toată inima atât el, cât și toți orășenii și locuitorii capitalei. Iar Katavasov, care se pregătea de mult să-și țină făgăduia la data lui Levin de a-i face o vizită la țară, plecă împreună cu Sergei Ivanovici. Capitolul 2. Sergei Ivanovici și Katavasov ajunseră la gara Kursk, însuflețită în ziua aceea de mult popor. Abia coborâră din cupeu și aruncară o privire spre feciorul care venea cu bagajele în urma lor, căsosi un grup de voluntari în 4 birje. Întâmpinați de niște doamne cu buchete de flori și însoțiți de mulțime, ei intrară în clădirea gării. Una dintre doamnele care întâmpinase pe voluntari ieși din sală și se adresă lui Coznășev în limba franceză. Ați venit și dumneavoastră să-i petreceți?" Nu, prințesă, plec și eu. Mă duc să mă odihnesc la fratele meu." Dar dumneavoastră îi petreceți mereu pe voluntari?" întrebă Sergei Ivanovici cu un zâmbet abia schițat. Nu se poate altfel?" răspunse prințesa. E adevărat că de la noi au plecat până acum 800 de oameni? Malvinski nu mă crede." Peste 800? Dacă i-am socotit și pe aceia care nu au fost trimiși direct din Moscova, avem peste 1000," răspunse Sergei Ivanovici. Poftim, asta spuneam și eu," întări bucuroasă doamna. Nu e așa că din donații s-a strâns aproape 1 milion de ruble?" Mai mult, prințesă." Dar ce spuneți de telegrama de azi? Turcii au fost din nou bătuți." Da, am citit," răspunse Sergei Ivanovici. Era vorba de ultima telegramă care confirma faptul că de 3 zile turcii sufereau înfrângeri pretutindeni, fugind pe capete, și că a doua zi se aștepta bătălia decisivă. Apropo, știți, un tânăr foarte bine a cerut să plece și el. Nu știu de ce i s-au făcut greutăți.
Vreau să vă rog pe dumneavoastră. Îl cunosc. Scrieți-vă rog un bilet de recomandare pentru dânsul. A fost trimis de contesa Lidia Ivanovna. După ce se interesa de toate amănuntele cunoscute de prințesă în legătură cu tânărul care vrea să plece voluntar, Sergei Ivanovici se duse în sala de așteptare a clasei întâi, scrise un bilet persoanei de care depindea rezolvarea chestiunii și le înmână prințesei. Știți, vestitul conte Vronski pleacă și el cu trenul acesta. Îl anunță prințesa cu un zâmbet triumfător și semnificativ când Cosnășev se întoarse și îi dădu biletul. Am auzit că pleacă, dar nu știam când. Chiar cu trenul ăsta? L-am văzut. E aici. E însoțit numai de mama lui. De-al minter e ceea ce avea mai bun de făcut. O, da, firește. Pe când stăteau amândoi de vorbă, o mulțime de oameni nevăliră în restaurantul gării. Se duseră și ei într-acolo și auziră glasul puternic al unui domn, care, cu paharul în mână, ținea voluntarilor o cuvântare. Să slujiți credința, omenirea pe frații noștri, rostea domnul cu glas tot mai ridicat. Moscova noastră vă binecuvântează pentru cauza aceasta mare. Jivio! Trăiască! Încheie el tunător cu lacrimi în glas. Toată lumea strigă Jivio. O altă mulțime de oameni, gata să o dobare pe prințesă, năvăli în sală. Ah, ce spui, prințesă? Întrebă cu un zâmbet de bucurie Stepan Arcadici, care răsări deodată în mijlocul mulțimii. Nu-i așa că a vorbit frumos și cu căldură? Bravo! Și Sergei Ivanovici e aici. Ce-ar fi să spui și dumneata câteva cuvinte de îmbărbătare? Vorbește așa de frumos? Adăugă el cu un surâs duios, stăpânit și plin de respect, apucându-l ușor de braț pe Sergei Ivanovici. Nu pot, plec chiar acum. Încotro? La țară, la fratele meu, răspunse Cosnășev. Ai să o întâlnești acolo pe soția mea. I-am scris, dar dumneata ai să o vezi mai înainte. Spune-i, te rog, că m-ai văzut și că e all right. Are să înțeleagă. Totuși fii drăguț și spune că am fost numit membru în Comisia Unită. O să înțeleagă. Știi, le petit misère de la vie humaine. Știi, micile neajunsuri ale vieții omenești. Spuse întorcându-se către prințesă, cerându-și parcă iertare. Ați auzit că doamna mea, Caia, nu Liza, ci Bibiș, trimite 1000 de arme și 12 infirmiere? Nu v-am spus? Da, am auzit, răspunse cu răceală Cosnășev. Păcat că pleci, îi spuse Stepan Arcadici. Mâine dăm o masă în cinstea a doi voluntari, Dimer Bartnianski din Petersburg și Veslovski al nostru. Grișa, pleacă amândoi. Veslovski s-a însurat de curând. E frumos din partea lui. Nu-i așa, prințesă? Fără să-i răspundă, prințesa îl privi pe Cosnășev. Dar faptul că Sergei Ivanovici și prințesa vreau parcă să scape de dânsul, nu-l stingerea deloc pe Stepan Arcadici. El se uita zâmbind ba la pana de la pălăria prințesei, ba la dreapta și la stânga, căutând parcă să-și aducă aminte de ceva. Văzând o doamnă care trecea cu cheta, Stepan Arcadici o chemă la dânsul și puse în cutie o bancnotă de 5 ruble. Cât timp am bani, nu mă pot uita cu indiferență la cutiile astea, zise Oblonski. Dar ce spuneți de telegrama de astăzi? Halal de muntenegreni. Ce spuneți? Izbucni el când prințesa l-anunță că Vronski pleacă cu același tren. O umbră de tristețe trecu pe fața lui Stepan Arcadici. Dar peste un minut, când intră în camera unde era Vronski, Stepan Arcadici, săltând ușor la fiecare pas și netezindu-și favoriții, uită cu câtă deznădejde plânsese în hohote asupra trupului neînsuflețit al surorii sale și nu văzu în Vronski decât un erou și un vechi prieten. Cu toate lipsurile lui, trebuie să fim drepți cu el, spuse prințesa lui Sergei Ivanovici, îndată ce Oblonski se îndepărtă de dânsii. Are o fire cu adevărat rusească, slavă, mă tem numai că pentru Vronski va fi penibil să-l vadă. Orice s-ar spune, pe mine mă înduioșează soarta acestui om. Căutați să vorbiți cu el pe drum, îi spuse prințesa. Da, poate, dacă o să am prilejul. Mie nu mi-a plăcut niciodată, însă fapta lui de acum îi spăsește multe. Nu numai că pleacă, dar duce și un escadron pe cheltuiala lui. Da, am auzit. Răsună un semnal. Toată lumea se îngrămădi spre uși. Uite-l, arată prințesa spre Vronski, care îmbrăcat într-un pardesiu lung și cu o pălărie neagră cu boruri largi,
mergea la braț cu maică-sa. Oblonski pășea alături de el, vorbind ceva cu însuflețire. Vronski privea încruntat înainte, ca și cum n-ar fi auzit cuvintele lui Stepan Arcadici. După indicațiile lui Oblonski, probabil, Vronski se întoarse în direcția unde se aflau prințesa și Sergei Ivanovici și își ridică pălăria în tăcere. Chipul său îmbătrânit, pe care se întipărise durerea, părea de piatră. După ce ieși pe peron, Vronski, tot atât de tăcut, își lăsă mama să treacă înainte, apoi se mistui în compartimentul unui vagon. Pe peron răsunară „Doamne, păzește-l pe țar!”, apoi „Strigă-te de Ura!” și „Jivio!”. Unul dintre voluntari, un bărbat înalt, foarte tânăr, cu pieptul scobit, saluta cu deosebită râvnă, fluturându-și deasupra capului pălăria de pâslă și un buchet de flori. Scoțându-și capetele pe la spatele lui, doi ofițeri și un bărbat în vârstă, cu barbă mare și cu o șapcă soioasă, salutau și ei. Capitolul 3. După ce și-l rămas bun de la prințesă, Sergei Ivanovici împreună cu Katavasov, care între timp se apropiase de el, intră într-un vagon tixit și trenul se puse în mișcare. În stația Țarițânscaia, trenul a fost întâmpinat de un cord bun de tineri, care cânta „Slava”. Voluntarii salutară din nou și scoaseră capetele pe fereastră, dar Sergei Ivanovici nu-i băgă în seamă. Avusese atât de mult de-a face cu voluntarii, încât le cunoștea felul de-a fi și asta nu-l mai interesa. Katavasov însă, care din pricina preocupărilor sale științifice n-avusese prilejul să studieze pe voluntari, le arătă mult interes și cerea informații despre ei de la Sergei Ivanovici. Coznășev îl sfătui să treacă la clasa a doua ca să stea singur de vorbă cu dânsii. La stația următoare, Katavasov urmă sfatul primit. Cum se opri trenul, Katavasov trecu la clasa a doua și făcu cunoștință cu voluntarii. Aceștia ședeau într-un colț al vagonului și vorbeau cu glas tare, știind probabil că atenția călătorilor și a lui Katavasov, care tocmai intrase în vagon, era îndreptată asupra lor. Tânărul cu pieptul scobit vorbea mai tare decât toți ceilalți. Părea beat și îi povestea o întâmplare petrecută la instituția unde lucra el. În fața lui ședea un ofițer în vârstă, într-o flanelă militară din garda austriacă. Asculta surâzând ceea ce povestea tânărul și îl întrerupea din când în când. Al treilea voluntar, în uniformă de artilerist, ședea pe un geamantan lângă dânsii. Cel de-al patrulea dormea. Intrând în vorbă cu tânărul, Katavasov află că avea de-a face cu un negustor bogat din Moscova, care tocase o avere frumușică până la 22 de ani. Nu-i plăcu lui Katavasov, fiindcă se înfățișa ca un om molatic și răsfățat, hărăzit de o sănătate șubredă. Se vedea că era convins, mai ales acum, după ce băuse, că săvârșise o faptă de erou și se lăuda într-un mod foarte pompos. Alt voluntar, un ofițer în retragere, făcu de asemenea o impresie proastă lui Katavasov. Se prezentă ca un bărbat trecut prin Ciur și prin Dârmon. Fusese și funcționar la căile ferate și administrator și fabricant. Vorbea vrute și nevrute, fără rost, întrebuințând cuvinte științifice ne la locul lor. Al treilea, un artilerist, îi plăcu dimpotrivă foarte mult lui Katavasov. Era un om modest și liniștit, care nu spunea despre sine niciun cuvânt și care se închina probabil față de savantlâcul ofițerului din gardă în retragere și înaintea eroicei abnegații proclamate de negustor. Când Katavasov îl întrebă ce îl îndemnase să plece în Serbia, el răspunse cu modestie: „Ce să-i faci? Pleacă toată lumea. Trebuie să ajutăm și pe sârbi. Păcat de ei.” „Da, mai ales artileriști de-ai voștri sunt acolo puțini”, zise Katavasov. „N-am slujit mult la artilerie. S-ar putea să mă dea la infanterie sau la cavalerie.” „Ce vorbești de infanterie când dau nevoie atât de mare de artileriști?” protestă Katavasov, socotind după vârsta artileristului că trebuie să fie mare în grad. „N-am slujit mult la artilerie. Sunt elev plutonier în retragere”, adăugă acesta și începu să explice de ce căzuse la examen. Toate acestea făcură asupra lui Katavasov o impresie proastă. Când voluntarii coborâră într-o stație ca să bea ceva, Katavasov vrut să-și verifice impresia vorbind și cu alții. Un călător bătrânel care purta o manta militară ascultase tot timpul convorbirea lui Katavasov cu voluntarii. Când rămaseră între patru ochi, Katavasov intră în vorbă cu dânsul. „Ce deosebit sunt unii de alții toți oamenii aceștia care pleacă acolo.
Începu el în doi peri, vrând să-și arate părerea, dar în același timp să afle și părerea bătrânelului. Bătrânelul era un militar care făcuse două campanii. Știa ce este un ostaș și, după înfățișarea și vorba acestor domni, după bravura cu care trăgeau pe drum rachiu din ploscă, îi socotea ostaș proști. Pe lângă aceasta, bătrânelul locuia într-o capitală de județ și ar fi vrut să-i povestească lui Catavasov cum din târgul său plecase voluntar un soldat amânat fără termen, bețiv și hoț, pe care nu-l mai tocmea nimeni la lucru. Știind însă din experiență că, în starea actuală de spirit a societății, ar fi fost primejdios să-și exprime o părere contrarie majorității, mai cu seamă una nefavorabilă voluntarilor, militarul îl scrută și el cu privirea pe Catavasov. Ce vreți să facem? Acolo e nevoie de oameni," zise bătrânelul. Și râdeau ochii. Vorbirea pe urmă despre ultima știre de pe front. Amândoi își ascunseră nedumerirea în legătură cu faptul că pentru a doua zi se aștepta o nouă bătălie, când se știa doar că turcii, după cele din urmă știri, fusese răbătuți pe capete. Așa că se despărțiră unul de altul, fără să-și fi împărtășit părerile. Întorcându-se în vagonul său, Catavasov, călcând fără voie peste adevăr, îi împărtăși lui Serghei Ivanovici impresiile lui asupra voluntarilor, din care reieșea că aceștia erau niște băieți minunați. În gara mare a unui oraș, cântece și urale îi întâmpinară iarăși pe voluntari. Din nou răsăriră bărbați și femei cu cheta. Doamnele din oraș oferiră voluntarilor buchete de flori și îi duseră la bufet. Dar totul mult mai potolit și mai redus decât la Moscova. Capitolul 4. În timpul opririi trenului în capitala aceea de guvernie, Serghei Ivanovici nu se duse la bufet, ci începu să se plimbe încoace și încolo pe peron. Când trecu întâia oară pe lângă compartimentul lui Vronski, Kosnășev băgă de seamă că perdeaua de la geamul acestuia era trasă. Când trecu însă a doua oară, o văzu la fereastră pe bătrâna contesă. Aceasta îl chemă la ea. Uite, merg și eu cu dânsul, îl însoțesc până la Kursk, începu contesa. Da, am auzit, răspunse Serghei Ivanovici, oprindu-se la fereastra ei și uitându-se înăuntru. Ce gest frumos din partea lui, adăugă Kosnășev, văzând că Vronski nu se afla în compartiment. Da, după nenorocirea lui, ce-i mai rămânea de făcut? Ce întâmplare groaznică, exclamă Serghei Ivanovici. Ah, dacă ai ști prin câte am trecut, dar poftim înăuntru. Ah, prin câte am trecut, repetă contesa după ce Serghei Ivanovici intră în compartiment și se așeze pe canapea lângă ea. Nici nu-ți poți închipui. 6 săptămâni Alexei n-a scos o vorbă. Nu mânca decât atunci când îl rugam în genunchi și nu-l puteam lăsa singur nicio clipă. Am înlăturat toate lucrurile cu care s-ar fi putut sinucide. Locuiam la parter, dar nu puteam prevedea nimic. Știi doar că am mai încercat odată să se împuște, tot din pricina ei. Adăugă bătrâna și sprâncenele îi se încruntară la această amintire. Da, și-a încheiat viața așa cum trebuia să sfârșească o astfel de femeie. Până și moartea și-a ales o josnică și ordinară. Contesă, nu ne este îngăduit să ridicăm piatra, zise oftând Serghei Ivanovici. Îmi închipui însă că a fost o foarte grea încercare pentru dumneavoastră. Ah, să nu mai vorbim de asta. Eram la mine la țară. El venise să mă vadă. I-au adus un bilet. A scris răspunsul și l-a trimis. Nu știam că ea se găsea în apropiere, la gară. Seara abia mă retrăsesem când Mary îmi spune că, la gară, o doamnă s-a aruncat înaintea trenului. Parcă m-a săgetat ceva. Am înțeles că era ea. Am poruncit din capul locului să nu-i pomenească nimic, dar apucaseră să-i spună. Vizitiul lui fusese acolo și văzuse totul. Când am intrat într-un suflet în odaia lui, era cumplit la vedere. Ți-era groază să-l privești. N-a scos niciun cuvânt și a plecat la gară în goana cailor. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, însă când l-au adus acasă, părea mort. Era de nerecunoscut. Prostație totală, a spus doctorul. Pe urmă era să-și piardă mințile. Ah, ce să mai vorbesc, urmă contesa, făcând un gest cu mâna. Groaznice zile? Nu, orice ai spune, a fost o femeie rea. Ce înseamnă patima asta disperată? Ce a vrut să dovedească? Ce a dovedit? S-a prăpădit și ea, dar a prăpădit și doi oameni minunați. Pe soțul ei și pe nefericitul meu fiu. Dar ce face soțul? Întrebă Serghei Ivanovici. I-a luat fica,
La început, Alioșa a primit totul, dar acum suferă grozav, fiindcă și-a dat fica unui om străin. Nu-și poate lua însă cuvântul înapoi. Karenin a venit la înmormântare, a făcut așa ca să nu-l întâlnească pe Alioșa. Oricum, soțului său i-a venit mai ușor, i-a dezlegat mâinile, dar bietul meu fiu i se juruise și trup și suflet, își jertfise totul, și cariera, și pe mine. Și tot n-a avut milă de dânsul și a vrut să-l doboare cu totul. Nu, orice îi spune, chiar moartea sa e sfârșitul unei femei rele, fără Dumnezeu. Să mă ierte cel de sus, dar nu pot să nu-i urăsc memoria, văzând cum l-a nenorocit pe băiatul meu. În ce stare se află acum? Ne ajută Dumnezeu cu războiul ăsta al sârbilor. Sunt femeie bătrână, nu mă pot descurca în astfel de treburi. Dar războiul l-a trimis Dumnezeu. Bineînțeles, ca mamă, mă tem. Și pe deasupra se spune că ce n'est pas très bien vu à Petersburg. Lucrul acesta nu este prea bine văzut la Petersburg. Dar ce era de făcut? Numai asta putea să-l mai trezească la viață. Iași vin prietenul său și a pierdut totul la cărți și s-a hotărât să plece în Serbia. A venit la el și l-a convins să plece împreună. Acum asta îl interesează. Te rog să stai de vorbă cu dânsul. Aș vrea așa de mult să-și mai uite gândurile. E așa de trist și, din păcate, îl mai dor și măselele. Are să-i pare foarte bine când o vedea. Vorbește-te, rog, cu el. Se plimbă pe partea cealaltă a peronului. Serghei Ivanovici răspunse că și lui ar părea foarte bine și trecu de partea cealaltă a peronului. Capitolul 5. În umbra piezișă de amurg a unor saci îngrămădiți pe peron, Alexei Vronski, într-un pardesiu lung, cu pălăria îndesată în cap și cu mâinile în buzunar, se plimba ca o fiară în cușcă, întorcându-se brusc după fiecare 20 de pași. Apropiindu-se de dânsul, Serghei Ivanovici a avut impresia că Vronski îl văzuse, dar se prefăcea că nu-l vede. Lui Cosneșev însă era tot una. Se simțea mai presus de orice considerente personale față de Vronski. În clipele acelea, Serghei Ivanovici îl socotea pe Vronski un vașnic luptător pentru o cauză mare și se simțea dator să-l încurajeze și să-l aprobe. De aceea se apropie de dânsul. Vronski se opri, se uită bine la Serghei Ivanovici, îl recunoscu și, făcând câțiva pași în întâmpinarea lui, îi strânse mâna cu putere. Poate că n-ați fi vrut să vă întâlniți cu mine, zise Cosneșev, dar nu v-aș putea fi de folos? Nimeni n-ar putea să-mi facă mai puțin rău văzându-l decât dumneavoastră, zise Vronski. Vă rog să mă iertați. Eu nu mai găsesc nicio plăcere în viață. Înțeleg. Tocmai de aceea vreau să vă ofer serviciile mele, adăugă Serghei Ivanovici, cercetând cu privirea chipul îndurerat al lui Vronski. N-aveți cumva nevoie de o scrisoare către Rustici sau Milan? A, nu, răspunse Vronski, înțelegând parcă greu ceea ce îi se spunea. Dacă n-aveți nimic împotrivă, să ne mișcăm puțin. În tren e o înăbușeală așa de mare. O scrisoare? Nu, mulțumesc. Ca să mor, n-ai nevoie de scrisori de recomandare. Doar către turci, adăugă Vronski zâmbind numai cu gura. Ochii săi păstrau aceeași expresie de aspră suferință. Da, dar poate v-ar fi mai ușor să intrați în legătură cu un om pregătit. Oricum, relațiile sunt necesare. De altfel, cum doriți. Mi-a părut foarte bine când am aflat de hotărârea domniei voastre. Și ca om, urmă Vronski, singurul meu merit e că nu țin la viață. Cât privește energia fizică, am destulă ca să pătrund într-un careu nimicindu-l sau căzând. Lucrul ăsta îl știu. Îmi pare bine că am pentru ce să-mi dau viața, cu care n-am ce face și care mi este o povară. Cel puțin să fie de folos cuiva. Vronski își mișcă falca, făcând un gest de nerăbdare din pricina durerii de măsele care îl necăja și îl împiedica la vorbă. Vă veți reface, vă prezic, el asigură Serghei Ivanovici înduioșat. Eliberarea fraților noștri de sub jugul străin este un scop vrednic și de moarte și de viață. Să vă dea Dumnezeu izbândă și pace lăuntrică. Încheie el și întinse mâna. Vronski strânse cu putere mâna pe care i-o întinse Serghei Ivanovici. Da, rosti el oprindu-se după fiecare cuvânt, ca unealtă mai pot fi bun la ceva, dar ca om sunt o ruină. Durerea plictisitoare de măsele care îi umplea gura de salivă îl împiedica să vorbească. Tăcu uitându-se la roțile unui tander care luneca pe șine încet și lin.
Și deodată, o altă suferință, chinuitoare și lăuntrică, îl făcu să uite o clipă durerea de măsele. Uitându-se la tender și la șine, sub influența convorbirii cu un cunoscut pe care nu-l mai întâlnise de la nenorocirea sa, Vronski își aduse aminte de dânsa, adică de ceea ce rămăsese din ea când el dăduse buzna ca nebun în magazia căilor ferate din stație. Trupul ei însângerat, nu de mult încă plin de viață, era întins indecent pe masa magaziei în fața unor oameni străini. Capul rămas întreg sta răsturnat pe spate, cu cozile grele și cu cârlionți la tâmple. Iar pe fața ei încântătoare, cu gura rumenă, întredeschisă, încremenise o expresie ciudată, jalnică în jurul buzelor și îngrozitoare în ochii deschiși. Parcă rostea cuvintele acelea înspăimântătoare, că se va căi până la urmă, pe care îi le aruncase în timpul certei lor. Vronski încerca să-și o amintească așa cum fusese când o întâlnise întâia dată, tot într-o gară, misterioasă, încântătoare, plină de dragoste, căutând și dăruind fericirea, nu crudă și răzbunătoare așa cum se făcuse la sfârșit. Căuta să-și aducă aminte de clipele cele mai frumoase petrecute cu dânsa, dar acestea erau otrăvite pentru totdeauna. Nu mai ținea minte decât amenințarea triumfătoare, împlinită a unor zadarnice, însă neșterse mustrări de conștiință. Nu mai simțea durerea de măsele. Hohote de plâns îi schimonosiră fața. Trecură încă de vreo două ori prin fața sacilor, în tăcere, și după ce Vronski izbuti să se stăpânească, îl întrebă liniștit pe Sergei Ivanovici. N-ați mai primit nicio telegramă afară de cea de ieri? Da, au fost zdrobiți pentru a treia oară, dar pe mâine se așteaptă o bătălie hotărătoare. După ce mai vorbire despre proclamarea lui Milan ca rege și despre urmările incalculabile pe care le-ar putea avea acest eveniment, când se dădu al doilea semnal de plecare, fiecare se duse la vagonul său. Capitolul 6. Neștiind când va putea pleca din Moscova, Sergei Ivanovici nu telegrafiase fratelui său ca să-i trimită trăsura la gară. Levin nu era acasă când, plin de praf ca niște harapi, Catavasov și Sergei Ivanovici sosiră după ora 11 într-o trăsurică luată de la gară, în fața casei din Pokrovskoe. Kitty, care ședea pe terasă împreună cu tatăl și sora sa, recunoscându-și cumnatul, alergă să-l primească. Cum se poate să nu ne fi înștiințat? Îl certă Kitty, dând mâna cu Sergei Ivanovici și întinzându-i fruntea ca să o sărute. Am venit foarte bine și fără să vă deranjăm, răspunse Cosnășev. Sunt atât de prăfuit încât mă și tem să mă ating de dumneata. Am fost așa de ocupat că nici nu știam când o să scap. Dar voi, adaose zâmbind Sergei Ivanovici, vă desfătați ca și înainte, cu fericirea voastră tihnită, fără furtuni în acest liman liniștit? Uite-l și pe prietenul nostru, Feodor Vasilici, care s-a hotărât în sfârșit să vină și el. Să nu mă luați drept un harap. Mă spăl îndată și am să seamăn și eu a om, zise Catavasov cu obișnuitul lui ton glumeț, întinzând mâna și descoperindu-și printr-un zâmbet dinții foarte strălucitori din pricina feței sale înnegrite de praf. Costea are să fie încântat. S-a dus la fermă. E timpul să vină. Tot cu gospodăria se îndeletnicește? Aici e un adevărat liman, urmă Catavasov. Iar noi, cei de la oraș, nu vedem nimic afară de războiul sârbilor. Sunt curios să știu ce atitudine are prietenul meu în chestiunea asta. Fără îndoială că nu aceea a tuturor oamenilor. Ba, cred că da, răspunse Kitty, uitându-se puțin stingherită la Sergei Ivanovici. Trimit numai decât după dânsul. Știți că papa e oaspetele nostru, s-a întors de curând din străinătate. Kitty porunci să fie trimis cineva după Levin, iar musafirii să fie conduși să se spele. Unul în birou, iar celălalt în odaia mare a lui Doli și apoi să se dea oaspeților o gustare. Folosindu-se de dreptul de a face mișcări repezi, care-i fusese refuzat în timpul sarcinii, Kitty dădu o fugă pe terasă. Au venit Sergei Ivanovici și profesorul Catavasov, anunță ea. O, ce greu pică pe o căldură ca asta, izbucni prințul. Nu, papa! E foarte drăguț și Costa ține foarte mult la el, răspunse Kitty cu un surâs pe buze, cerându-i parcă să fie îngăduitor, când prinse o expresie de ironie pe fața tatălui său. N-am spus nimic. Du-te, draga mea, la dânsii, spuse Kitty surorii sale, și ține-le de urât. L-au văzut pe Stiva la gară. E sănătos.
Eu alerg la Mitea. Ca un făcut, nu l-am alăptat de la ceai. S-a trezit acum și sunt sigură că plânge. Și simțind cum îi dă laptele, Kitty se îndreptă cu pași repezi spre odaia copilului. Într-adevăr, Kitty nu ghicise, legătura dintre ea și copil încă nu se rupsese, ci știa cu siguranță, după izvorul laptelui, că copilul era flămând. Știa că băiatul plângea chiar înainte ca ea să fie ajuns la odaia copilului. Într-adevăr, Mitea țipa. Kitty l-auzi și-și grăbi pasul. Dar cu cât mergea mai repede, cu atât copilul țipa mai tare. Era un glas plăcut, sănătos, dar flămând și nerăbdător. Plânge de mult? Întrebă repede Kitty pe dedacă, așezându-se pe un scaun și pregătindu-se să alăpteze copilul. Dar dă-mi-l odată! Vai ce adormită ești! Lasă scufița, eu legi mai târziu! Băiețelul țipa de foame. Dar nu se poate așa, mămuță, zise Agafia Mihailovna, care își petrecea aproape tot timpul în odaia copilului. Trebuie să-l înfășăm ca lumea. Puiul mamei, puiul mamei. Cânta ea deasupra copilului, fără să se uite la Kitty. Dădaca aduse copilul la mama lui. Agafia Mihailovna venea după dânsa cu fața strălucind de duioșie. Mă cunoaște? Mă cunoaște, Caterina Alexandrovna? Pe Dumnezeul meu că m-a cunoscut, maică! Acoperea Agafia Mihailovna glasul copilului. Dar Kitty nu asculta. Nerăbdarea creștea odată cu nerăbdarea băiatului. Din pricina nerăbdării, mult timp nu se putu face nimic. Copilul nu apuca ceea ce căuta și se supăra. În sfârșit, după un plâns deznădăjduit, care îl înăbușa pe copil, după un țocăit în gol, totul începu să meargă bine. Atât mama cât și băiatul simțiră în același timp o ușurare și amândoi se potoliră. Sărăcuțul de el e luarcă de sudoare, șopti Kitty pipăind copilul. Dar ce te face să crezi că te cunoaște? Adăugă ea, uitându-se pieziș în ochii băiatului, care o privea și ret, îi se părea ei, pe sub scufița lăsată pe frunte, precum și la obrăjorii ce se umflau în cadență și la mânuța lui cu palma roșie pe care el o rotea în aer. Nu se poate, dacă e vorba de cunoscut, pe mine ar trebui să mă cunoască, răspunse Kitty, care răspuns la afirmația Agafiei Mihailovna și zâmbi. Kitty zâmbise pentru că, deși susținuse că băiatul nu putea recunoaște încă pe nimeni, inima îi spunea nu numai că o recunoaște pe Agafia Mihailovna, dar știa tot și înțelegea multe lucruri de care nimeni nu-și dădea seama și pe care ea, ca mamă, începuse să le priceapă numai datorită lui. Pentru Agafia Mihailovna, pentru dădacă, bunic și chiar pentru tatăl său, Mitea era o ființă vie care avea nevoie de îngrijire fizică. Dar pentru mamă, copilul era de mult o ființă sensibilă cu care ea avea o sumedenie de legături sufletești. Când are să se trezească, cu ajutorul lui Dumnezeu o să vedeți și dumneavoastră. Când fac așa, se înseninează drăguțul de el, se înseninează ca cerul cel limpede, stărui Agafia Mihailovna. Ei bine, bine, vom vedea atunci, șopte Kitty. Acum du-te, uită-l că doarme. Capitolul 7. Agafia Mihailovna ieși în vârful picioarelor. Dădaca trase storul, alungă muștele de sub pologul de muselină al pătuțului și goni un bondar care se zbătea în geamul ferestrei. Apoi se așeză, fluturând deasupra mamei și a copilului, o crangă de mesteacă încă neofilită. Ce cald e, ce cald! Dar da Dumnezeu o ploiță, zise dădaca. Da, da, atât răspunse Kitty, legănându-se ușor și strângând duios mânuța grăsului a copilului, legată parcă la încheieturi cu un fir de ață și pe care Mitea o mișca încet, închizând și deschizând mereu ochii. Mânuța asta o tulbura pe Kitty. Ar fi vrut să o sărute, dar se temea să nu trezească băiatul. În sfârșit, mânuța încetă să se mai miște și ochii se închiseră. Tot sugând mai departe, liniștit, copilul își ridica din când în când genele lungi și răsfrânte și se uita la maică sa cu niște ochi umezi, care în semi-întuneric păreau negri. Dădaca nu mai futura crenguța și a țipi. De sus se auzea glasul răsunător al bătrânului prinț și hohotele de râs ale lui Katavasov. După cum se vede, au și legat o conversație fără mine, se gândi Kitty. Ce păcat că nu-i aici Costea. Probabil se află din nou la peisacă. Deși îmi pare rău că se duce așa de des pe acolo, mă bucur. E o distracție pentru dânsul.
Acum e mai vesel și mai bun decât astă primăvară. Atunci era așa de posomorât și de preocupat, încât starea asta mă îngrijora. Ce caragios! Șopti Kitty zâmbind. Știa că pe bărbatul său îl frământa necredința în Dumnezeu, dar nu era nenorocită din pricina acestei necredințe, deși în cazul când i s-ar fi cerut părerea dacă soțul său, ca necredincios, va fi pierdut pentru viața viitoare, Kitty ar fi recunoscut că, într-adevăr, va fi pierdut. Cu toată recunoașterea că pentru un necredincios nu se află mântuire, dar cunoscând și îndrăgind sufletul bărbatului său mai presus decât orice pe lume, Kitty se gândea cu un zâmbet pe buze la necredința lui și își spunea că era un caragios. De ce citește Costea de un an încheiat tot cărți de filozofie? Se gândea Kitty. Dacă în cărțile acelea e scris totul, atunci el le-ar putea pricepe. Iar dacă cuprinde neadevăruri, de ce le mai citește? Singur spune că ar vrea să creadă. Atunci de ce nu crede? Probabil fiindcă se gândește prea mult. Și se gândește din pricina singurătății. E veșnic singur. Cu noi nu poate discuta orice. Cred că musafirii ăștia o să-i facă plăcere, mai cu seamă Katavasov. Îi place să discute cu dânsul. Își zise Kitty. Și numai decât îi veni gândul. Unde ar fi mai bine să-l culce pe Katavasov? Singur sau împreună cu Serghei Ivanovici? Deodată îi trecu prin minte un gând, făcând-o să tresară de tulburare și chiar să-l supere pe Mitea, care aruncă o privire severă. Mi se pare că spălătoarea sa n-a adus încă rufele și nu mai avem rufărie curată pentru musafiri. Dacă nu iau măsuri, Agafia Mihailovna e în stare să pună lui Serghei Ivanovici un așternut purtat. Numai la gândul acesta sângele îi năvăli în obraz. Da, o să am eu grijă de asta, hotărâ Kitty și, întorcându-se la gândurile de dinainte, își aminti că nu limpezise încă un lucru de seamă sufletesc și căută să-și aducă aminte despre ce era vorba. Da, Costea nu crede în Dumnezeu, își aduse aminte Kitty și zâmbi. Ei, și ce-i dacă nu crede? Mai bine să rămână așa cum este decât să fie ca Madame Stahl sau cum vroiam să fiu eu când mă aflam în străinătate. El, cel puțin, n-are să se prefacă. O trăsătură descoperită de curând a bunătății sale îi răsări viu în minte. Cu 2 săptămâni în urmă, Dolly primise o scrisoare de căință din partea lui Stepan Arcadici. Acesta o implora să-i salveze onoarea, vânzând moșia ei ca să-și plătească datoriile. Dolly era deznădăjduită. Își ura bărbatul, îl disprețuia, îl compătimea. Se hotărâ să se despartă și să-l refuze, dar până la urmă se învoi să vândă o parte din moșie. După aceea, Kitty își aduse aminte zâmbind fără voie, înduioșată de stânjeneala soțului său, de stângacele și neîntreruptele lui încercări de a se amesteca în această chestiune care îl preocupa, și cum, în sfârșit, Costea găsise singurul mijloc de a o ajuta pe Dolly fără să o jignească. Îi propuse lui Kitty să dăruiască surorii sale partea ei de moșie, ceea ce ei însăși nu-i venise în minte. Ce fel de necredincios e el? Un om cu inima lui, mereu cu frica de a nu supăra pe nimeni, nici chiar pe un copil. Totul pentru alții, nimic pentru el. Serghei Ivanovici crede că e de datoria lui Costea să fie administrator. Sora sa la fel. Acum Dolly cu copiii e sub tutela lui. Și unde mai pui pe toți acești mujici care vin în fiecare zi la dânsul, ca și cum el ar fi îndatorat să-i slujească? Da, să fii numai ca tatăl tău, numai ca el, se gândi Kitty, atingând cu buzele obrazul lui Mita și trecând de dacei copilul. Capitolul 8. Din clipa în care își văzuse fratele iubit pe patul de moarte, Levin începuse să privească pentru întâia oară problemele vieții și ale morții prin prisma noilor convingeri, cum le spunea el, care între 20 și 34 de ani îi înlocuiseră pe nesimțite credințele copilăriei și ale adolescenței. Levin se îngrozise nu atât de moarte, cât de viață, despre care habar n-avea de unde vine, pentru ce, cu ce scop și ce reprezintă ea în sine. Organismul, distrugerea lui, indestructibilitatea materiei, legea cu privire la conservarea energiei, evoluția, iată cuvintele care înlocuiseră credința de odinioară. Termenii aceștia și noțiunile legate de ei erau foarte potriviți pentru speculațiuni intelectuale, dar n-aveau nicio însemnătate pentru viață. Levin se simți dintr-o dată în situația unui om care și-ar schimba blana călduroasă pe o îmbrăcăminte de muselină și care, ieșind pentru întâia oară în ger,
s-ar convinge de plin, nu prin raționamente, ci prin toată făptura lui, că e ca și gol și că va pieri de frig. Din clipa aceea, fără să-și dea seama și trăindu-și viața ca mai înainte, Levin nu încetă de a fi speriat de neputința minții sale. Afară de asta, el simțea nelămurit că ceea ce numea convingerile sale era nu numai neputința minții de a dezlega problema capitală, ci și o anumită mentalitate care îl împiedica să vadă limpede tocmai esențialul în privința lui. Începuturile căsniciei sale, noile bucurii și îndatoriri descoperite de dânsul, înăbușiseră cu desăvârșirea aceste gânduri. Dar în vremea din urmă, după nașterea copilului, când stăduse fără nicio activitate la Moscova, Levin își pusese cu tot mai mare stăruință această problemă care își cerea dezlegarea. Problema privitoare la dânsul se putea formula în felul următor. Dacă nu recunosc răspunsurile pe care le dă creștinismul la taina existenței mele, atunci ce răspunsuri recunosc? Și Levin nu putea să găsească în tot arsenalul convingerilor sale nici urmă de răspuns. Era în situația unui om care ar umbla după hrană la o prăvălie de jucării sau de arme. Fără voie, Levin căuta acum inconștient în toate cărțile, în fiecare discuție, în fiecare om, o legătură cu aceste probleme și cu rezolvarea lor. Mai mult decât orice, îl mira și îl punea pe gânduri faptul că majoritatea oamenilor din cercul lui și de o vârstă cu dânsul, care și înlocuiseră ca și el vechile credințe prin aceleași convingeri noi, nu suferau deloc din pricina asta, fiind foarte mulțumiți și liniștiți. De aceea, afară de problema principală, pe Levin îl frământau și altele. Erau oare sinceri oamenii aceștia? Nu cumva se prefăceau? Sau poate înțelegeau ei mai bine decât el răspunsurile pe care le dă știința la chestiunile care îl preocupă? Și Levin studia cu sârguință părerile acestor oameni și cărțile care cuprindeau răspunsurile. Un lucru descoperise de când începuse să fie preocupat de asemenea probleme, și anume că el greșea când își închipuia, influențat de cercul universitar din tinerețe, că religia și-ar fi trăit traiul nemai existând astăzi. Toți intimii săi, oameni cum se cade în viața lor de toate zilele, erau credincioși. Și bătrânul prinț, și Lvov, la care începuse să țină atât de mult, și Sergei Ivanovici, și toate femeile, toți credeau în Dumnezeu. Și soția sa credea, așa cum crezuse el în prima copilărie. Credea și 99% din poporul rusesc, întreg poporul acesta, a cărui viață îi inspira cel mai adânc respect. Se mai adăuga și un alt fapt. Citind multe cărți, Levin se convinse că oamenii care împărtășeau aceleași idei ca și dânsul nu cercetau sensul lor ascuns și că, negăsind nicio explicație, nu făceau decât să renunțe la aceste întrebări, al căror răspuns nu-l putea găsi și care pentru el erau vitale. Ei căutau să dezlege alte chestiuni care nu puteau să-l intereseze, cum ar fi, de pildă, problema evoluției organismelor, explicația mecanismului sufletesc, etc. Pe lângă aceasta, în timpul nașterii copilului său, i se întâmplase ceva extraordinar. El, om necredincios, începuse să se roage și în timpul rugii credea. Dar clipa aceea trecu și Levin nu mai găsi loc în viața lui pentru dispoziția sufletească de odinioară. Nu putea recunoaște că atunci pătrunsese adevărul și acum se înșela, deoarece cum începea să se gândească la aceste lucruri, totul se destrăma. Dar nu putea să recunoască nici că se înșelase în trecut, fiindcă prețuia această stare de înălțare sufletească. Iar a pune asta pe seama slăbiciunii ar fi însemnat pângărirea acelor clipe. Se găsea într-un chinuitor conflict cu sine însuși și își încorda toate puterile sufletești ca să-i pună capăt. Capitolul 9. Gândurile acestea îl frământau și îl chinuiau cât mai slab, când mai puternic, dar nu-l părăseau niciodată. Citea și cugeta, dar cu cât citea și cugeta mai mult, cu atât se simțea mai departe de scopul urmărit. În vremea din urmă, la Moscova și la țară, după ce se convinse că nu va găsi răspuns la materialiști, Levin citi și reciti pe Platon, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel și Schopenhauer, adică pe filozofii care explicau viața din punct de vedere nematerialist. Ideile îi se păreau rodnice când căuta în cărți sau născocea argumente împotriva altor teorii, mai cu seamă împotriva celei materialiste. Ori de câte ori citea sau căuta singur dezlegarea problemelor, se repeta mereu același lucru.
urmărind definiția dată termenilor nebuloși ca spirit, voință, libertate, substanță și lăsându-se în chip voit prins în capcana termenilor întinsă înaintea lui de filozofi sau de el însuși, Levin începea parcă să înțeleagă ceva. Dar era de ajuns să uite această desfășurare artificială a gândirii și, pornind de la viața reală, se revine la ceea ce îl satisfăcea când cugeta călăuzit de un anumit fir conducător, ca toată construcția aceea artificială să se prăbușească ca un castel de carton și să-și dea seama că construcția era făcută din aceleași cuvinte schimbate dintr-un loc într-altul, fără legătură cu ceva mai important în viață decât rațiunea. Într-un timp, citindu-l pe Schopenhauer, Levin înlocui cuvântul voință cu iubire. Această nouă filozofie îl mulțumi vreo două zile. Dar această construcție se prăbuși când Levin o judecă de pe poziția vieții reale și văzu că și ea era un veșmânt de muselină care nu încălzea. Fratele său, Sergei Ivanovici, îi recomandase să citească operele teologice ale lui Homeakov, scriitor și filozof rus reprezentant al curentului slavofil. Levin citia al doilea volum și, în ciuda tonului polemic, elegant și spiritual, care nu-i plăcu la început, teoriile lui Homeakov asupra bisericii îl uimiră. La început îl mirase ideea că omului singur nu este dată perceperea adevărurilor divine hrăzite bisericii, adică unei adunări de oameni legați prin iubire. Îl bucura gândul acesta, fiindcă era mai ușor să crezi într-o biserică reală și vie, care întruchipează credințele oamenilor și are în frunte pe Dumnezeu, prin urmare, sfântă și infailibilă, primind de la ea credința în Dumnezeu, în creație, în păcatul originar și în ispășire, decât să încep cu Dumnezeu cel îndepărtat și tainic, cu creația și așa mai departe. Dar după ce citi o istorie a bisericii scrisă de un autor catolic și o istorie a bisericii alcătuită de un autor ortodox, și după ce văzu că amândouă bisericile, infailibile prin esența lor, se reneagă reciproc, pe Constantin Dimitrici îl dezamăgi și teoria bisericească a lui Homeakov. Iar această construcție se prefăcu și ea în praf, ca și clădăriile filozofice. În tot timpul acestei primăveri, Levin trecu printr-o mare criză sufletească și străbătu clipe groaznice. Fără să știu ce sunt și pentru ce mă aflu aici, nu pot trăi, iar asta nu pot ști, prin urmare nu pot să trăiesc, își zicea Levin. În timpul infinit, în infinitatea materiei, în spațiul infinit, răsare o celulă organică, ține un timp, apoi se spulberă și asta sunt eu. Era un neadevăr chinuitor, dar unicul și ultimul rezultat la care ajunsese străduința de veacuri a minții omenești în această direcție. Era cea din urmă credință pe care se întemeiau toate cercetările gândirii omenești, aproape din toate domeniile. Era convingerea cea mai răspândită. Iar Levin și-o însușise fără voie, dintre toate celelalte teorii, ca fiind una oricum mai clară, neștiind nici el când și cum și-o însușise tocmai pe aceasta. Dar nu era numai un neadevăr, ci și o cruntă bătaie de joc a unei puteri rele, rele și potrivnice, căreia nu te puteai supune. Trebuia să scape de această putere și scăparea se găsea în mâinile fiecăruia. Acestei dependențe față de rău trebuia să-i se pună capăt, iar singurul mijloc nu putea fi decât moartea. Astfel Levin, omul sănătos, soțul și părintele fericit, fusese de câteva ore atât de aproape de sinucidere, încât ascundea funia ca să nu se spânzure și era frică să umble cu arma, de teamă să nu se împuște. El însă nu se împușca și nu se spânzura, ci trăia mai departe. Capitolul 10. Când Levin se întreba ce e și de ce trăiește, nu găsea răspuns și rămânea deznădăjduit. Dar când înceta să-și pună astfel de întrebări, parcă știa și ce e și de ce trăiește, fiindcă lucra și trăia fără să se lase clătinat de nimic. Chiar în timpul din urmă, Constantin Dimitrici trăia mai intens și mai hotărât decât înainte. Întorcându-se la începutul lui iunie la țară, Levin se întoarse și la îndeletnicirile obișnuite. Agricultura, legăturile cu mujicii și cu vecinii, gospodăria, treburile surorii și cele ale fratelui său, de care se îngrija el, raporturile cu soția și cu neamurile ei, grija de copil, noua lui ocupație, creșterea albinelor de care se pasionase în primăvara aceea, îi luau tot timpul de dimineață până seara. El se dedicase acestor ocupații
nu din pricină că le-ar fi justificat prin anumite idei generale, așa cum procedase odinioară. Acum, dimpotrivă, Levin, pe de-o parte dezamăgit de neizbânda vechilor sale întreprinderi de interes obștesc, iar pe de altă parte prins de gândurile lui și de marele număr de treburi ce-l copleșau, părăsise cu totul orice considerație asupra binelui obștesc și se deda acestor ocupații, numai fiindcă se simțea dator să îndeplinească ceea ce făcea în realitate și îi era cu neputință să acționeze altfel. Mai înainte, începând aproape din copilărie și mergând progresiv până la maturitate, când Levin căuta să facă ceva din care să iasă un bine pentru toți, omenire, Rusia, toată țărănimea, băga de seamă că gândurile acestea îi procurau plăcere. Dar activitatea lui rămânea totdeauna stângace. Levin nu se simțea pe de-a întregul convins că era neapărat nevoie de ceea ce făcea. De aceea, însă și activitatea lui, care la început părea atât de importantă, scădea în ochii săi din ce în ce mai mult, până nu se mai alegea nimic de ea. Acum însă, după însurătoare, când începu să se mărginească tot mai mult la propria lui viață, deși nu mai avea nicio plăcere gândindu-se la activitatea sa, totuși el era sigur că munca e necesară, crește mereu și că treaba merge tot mai bine. Acum, parcă împotriva voinței sale, Levin intra tot mai adânc în pământ, ca un plug, încât nu mai putea ieși fără să răstoarne neapărat o brazdă. Se simțea fără îndoială nevoie ca familia lui să trăiască așa cum fuseseră deprinși să trăiască moșii și strămoșii săi, adică după aceleași rânduieli de învățătură și să-și crească la fel copiii. Acest lucru se prezenta tot atât de necesar ca mâncarea când ți-e foame. De aceea, cum trebuie neapărat să pregătești masa, era nevoie și să conducă gospodăria de la Pokrovskoe ca să aducă venituri. Și cum este indiscutabilă necesitatea de a-ți plăti datoriile, tot așa de indiscutabilă se prezintă și datoria de a-ți păstra și pământul strămoșesc, astfel ca fiul, primindu-l ca moștenire, să mulțumească părintelui, după cum Levin aducea mulțumiri bunicului său pentru tot ceea ce zidise și sădise el. Și de aceea, pământul nu trebuia dat în arendă, ci se cuvenea să-l cultivi singur, să ții vite, să gunoiești ogoarele, să plantezi păduri. Nu putea să nu se îngrijească de treburile lui Sergei Ivanovici, de cele ale surorii sale și ale tuturor mujicilor care veneau din deprindere la dânsul după sfat, după cum nu poți lepăda un copil pe care ai apucat să-l ții în brațe. Trebuia să aibă grijă de bunul trai al cumnatei poftite împreună cu copiii, ca și de cel al soției cu copilul său, cuvenindu-se să le închine măcar o mică parte din zi. Toate acestea, pe lângă vânătoare și pasiunea albinelor, umpleau toată viața lui Levin, care n-avea niciun rost pentru dânsul atunci când cugeta asupra ei. Dar pe lângă faptul că Levin știa bine ce are de făcut, el știa tot atât de bine cum trebuie să activeze și care lucru era mai important decât altul. Știa că lucrătorii trebuie stocmiți cât mai ieftin, dar mai știa că nu se cuvenea să-i robească dându-le bani înainte mult mai puțin decât făcea lucrul, cu toate că aceasta ar fi fost foarte princios lui. Putea să vândă mujicilor paie când bântuia lipsa de nutres pentru vit. Tăierile de copaci în pădure trebuiau pedepsite, cât se poate de aspru, dar pentru vitele prinse la păscut nu se putea lua gloabă. Și deși aceasta îi necăja pe pasnici și făcea ca nimănui să nu-i mai fie frică dacă vitele intră ori nu pe ogoarele sale, totuși Levin nu putea să nu dea drumul fără gloabă vitelor prinse. Se cădea de-a bani cu împrumut lui Piotr, care plătea unui cămătar 10% pe lună, ca să-l ajute a-și răscumpăra astfel datoria. Nu putea însă ierta sau amâna datoriile mujicilor răi platnici. Nu ierta logofătului greșeala că o fâneață mică nu fusese cosită și iarba se pierduse degeaba. Dar renunța să se cosească o întindere de 80 de desatine plantate cu pădure tânără. Nu-l lăsa inima să ierte pe un lucrător care pleca acasă în toiul muncilor pentru că îi murise părintele, cu toate că era milă de dânsul. Nu-și voia să dea lucrătorilor o plată mai mică decât cea cuvenită pentru lucrul din lunile de muncă încordată, dar nici nu putea să nu plătească leafa întreagă pe lună slujitorilor bătrâni din ogradă, care nu mai erau buni de nimic. Levin mai știa că, întorcându-se acasă, avea datoria să se ducă mai întâi la soția sa puțin suferindă, în vreme ce niște mujici care l-așteptau de 3 ceasuri puteau să mai adăste. Mai știa că, în ciuda plăcerii pe care o resimțea la prinderea roiului, trebuia să se lipsească de această plăcere și, lăsând pe bătrânul prisăcar să prindă roiul, să se ducă la sfat cu niște mujici care veniseră după dânsul la stupină. Nu știa dacă făcea bine ori rău. Nu știa și nu numai că nu încerca să-și explice, dar se ferea să discute despre aceste lucruri și chiar să se gândească la ele.
Raționamentele îi aduceau îndoiel și îl împiedicau să-și dea seama ce se cuvenea și ce nu se cuvenea să facă. Atunci însă când nu se gândea, ci trăia, el nu înceta să simtă în sufletul său prezența unui judecător infailibil care hotăra dintre două fapte cu putință, care este mai bună și care mai rea. Și ori de câte ori făcea altfel decât ar fi trebuit, Constantin Dimitrici își dădea numai decât seama. Astfel, Levin trăia fără să știe și fără să aibă putința de a ști ce este și de ce trăiește pe lume, chinuindu-se din pricina acestei neștiințe în așa măsură că se temea să nu se sinucidă, dar croindu-și în același timp cu hotărâre un drum al său deosebit și bine determinat în viață. Capitolul 11. Când Serghei Ivanovici sosi la Pokrovskoe, Levin trăia una din zilele sale cele mai chinuitoare. Era cea mai înfrigurată vreme de muncă, când în tot poporul se vedea o neobișnuită abnegație în fața lucrului, neîntâlnită în alte împrejurări ale vieții, și care ar fi fost mult prețuită dacă oamenii, care dădeau dovadă de aceste calități, le-ar fi prețuit ei înșiși. Dacă fenomenul nu s-ar fi repetat în fiecare an și dacă urmările acestei încordări n-ar fi fost atât de simple. Să cosești, să seceri și să cari de pe câmp secara și ovăzul, să-i sprăvești de cosit fânețele, să are încă o dată pârloagele, să trăieri grânele de sămânță și să faci semănăturile de toamnă, toate acestea par lucruri simple și obișnuite. Dar ca să prididești a face toate acestea, trebuie ca toți oamenii de la țară, tineri și bătrâni, hrăniți cu kvas, ceapă și cu pâine neagră, să muncească fără răgaz aceste 3-4 săptămâni, de 3 ori mai mult decât de obicei, trăierând și cărând snopii în puterea nopții și să nu doarmă decât 2-3 ceasuri într-o zi și o noapte. Și aceasta se petrece an cu an în întreaga Rusie. Locuind cea mai mare parte din viața sa la țară și în strânse legături cu norodul, Levin simțea totdeauna în timpul muncii câmpului că se molipsea și el de această însuflețire a poporului. Levin se duse în dimineața acelei zile să vadă cele din tâi lanuri de secară și ovăzul care se așeza în clăi. Apoi se întoarse acasă la ora când se sculau Kitty și Dolly, luă cu ele cafeaua, iar după aceea plecă pe jos la fermă, unde trebuia să pornească o treierătoare, de curând instalată, pentru pregătitul seminței. În tot timpul zilei, chiar când stătea de vorbă cu logofătul și cu mujicii, sau acasă cu soția, cu Dolly, cu copiii ei, cu socrul său, Levin era cu gândul la unul și același lucru, care cu toate grijile gospodăriei îl preocupa în vremea aceea. Căuta în toate un răspuns la problema care îl frământa. Ce sunt? Unde mă aflu? Pentru ce mă găsesc aici? Stând la umbră, într-un hambar împletit din nuiele de alun, de pe care nu se scuturaseră încă frunzele aromate, rezemat de grinzile de plop proaspăt cojite ce propteau acoperișul de paie, Levin se uita pe ușa deschisă unde nevălea și juca în aer praful uscat și amar al mașinii de treier, când la iarba de pe arie și la paiele noi, scoase de curând din mașină, luminate de un soare arzător, când la rândunelele cu capul tărcat și cu pieptul alb, care ciripind pe sub strașină și bătând din aripi, se opreau în dreptul micilor ochiuri din poartă, când la lucrătorii înghesuiți în hambarul întunecos și plin de praf, și-și depăna mai departe ciudatele sale gânduri. De ce fac toate astea? Se gândea el. De ce mă aflu aici și pun pe oameni să muncească? De ce se frământă cu toții și caută să-și arate hărnicia față de mine? De ce se omoară atâta la lucru bătrâna asta, Matriona, pe care o cunosc? Am îngrijit-o când odată, la un foc, a căzut o grindă peste ea. Se gândea Levin, cu ochii la o femeie slabă, care potriva cu grebla movila de boabe și călca grijului cu picioarele goale, arse de soare, pe fața neregulată și aspră a ariei. S-a făcut bine atunci, dar mâine, poimine sau peste 10 ani, o să o ducă la groapă și nimic n-are să rămână din trânsa, cum nu o să rămână nici din muierușca aceea dichisită, în catrință roșie, care scutură spicele de pleavă cu o mișcare așa de îndemânatică, plină de atâta gingășie. O să o îngroape și pe dânsa și pe calul acesta pag, curând de tot. Își zicea Levin, cu privirile la un cal care își purta cu greu pântecele și răsufla des penările umflate, schimbând picioarele ca să nu se împiedice de roata mașinii de treier. O să-l îngroape și pe el, o să-l îngroape și pe Feodor, puitorul, cel cu barba creață, plină de pleavă, căruia iese umărul drept, alb, prin cămașa ruptă. Feodor desface snopii, poruncește ceva, strigă la femei și, cu o mișcoare iute, îndreaptă cureaua pe roată.
și lucru de căpetenie au să-i îngroape nu numai pe ei, ci și pe mine, și n-are să mai rămână nimic. Atunci, de ce toate astea? Levin se gândea așa și, în același timp, se uita la ceas ca să facă socoteala cât se treiera într-o oră. Trebuia să știe, pentru că, judecând după asta, să hotărască partea de muncă pe zi. E aproape unu și ei de-abia au început a treia claie, își zise Levin. Se duse la puitorul snopilor și, acoperind cu glasul său huruitul mașinii, răcni la dânsul să vâre snopii mai rari. Baci prea mult deodată, Feodor! Nu vezi că se neacă mașina și nu-i treabă spornică! Dă drumul snopilor mai rar! Negru de praful ce îi se lipea pe fața sudată, Feodor strigă ceva drept răspuns. Dar lucră mai departe, nu așa cum ar fi vrut Levin. Constantin Dmitrici trecu la tobă, îl înlătură pe Feodor și începu să dea singur drumul snopilor. După ce lucră până la prânzul lucrătorilor, adică nu prea multă vreme, Levin ieși din hambar împreună cu puitorul și intră în vorbă cu dânsul, oprindu-se lângă o claie aurie de secară pentru sămânță, secerată și clădită pe arie cu multă grijă. Puitorul acesta era de loc dintr-un sat îndepărtat, unde Levin dăduse mai înainte pământ țăranilor în artel. Acum pământul era arendat rândașului. Levin vorbi cu puitorul Feodor despre pământul acesta, întrebându-l dacă nu l-ar lua la anul Platon, un mujic bogat și vrednic din același sat. E scump, Constantin Dmitrici. Platon n-ar putea scoate atâta, răspunse mujicul scuturându-și spicele din sânul asudat. Dar Kirilov, cum scoate? Constantin Dmitrici, cum să nu scoată Mitiuha, așa-l numea mujicul cu dispreț pe rândaș, ăsta te strânge în chin și scoate din piatră seacă cei al lui. N-are milă de plugar, dar moș focănăci, așa spunea el bătrânului Platon, n-are să ia șapte piei de pe om. Unuia îi mai dă pe datorie, altuia îi mai lasă din preț, de aceea el n-ar scoate atâta. Omă-i și el. Dar de ce să lase din preț? Așa, fiindcă sunt oameni și oameni. Unul trăiește numai pentru nevoile sale, ca Mitiuha, ține numai să-și umple burta, pe când focănăci e un bătrân drept. Trăiește pentru suflet, nu uită de Dumnezeu. Cum nu uită de Dumnezeu? Cum trăiește pentru suflet? Întrebă Levin aproape strigând. E știut cum. Trăiește cu dreptate, nu iese din porunca Domnului. Sunt fel de fel de oameni. Să vă luăm bună oară pe dumneavoastră. Nu obișnuiți pe nimeni. Da, da, rămâi sănătos, zise Levin înăbușindu-se de emoție. Apoi, întorcând capul, își luă bastonul și plecă repede spre casă. La auzul cuvintelor mujicului că Focanici trăiește pentru suflet, cu dreptate, după porunca lui Dumnezeu, gânduri nelămurite, dar foarte de seamă pentru dânsul, izbucniră învălmășite, de undeva unde până atunci fusese răzăvorite, și, tinzând toate spre aceeași țintă, îi roiau în cap și îl orbeau cu lumina lor. Capitolul 12. Levin mergea cu pași mari pe șlah, urmărindu-și nu atât gândurile, încă nedeslușite, cât starea sufletească, nouă de tot pentru dânsul. Cuvintele rostite de mujic avuseseră asupra minții sale efectul unei scânteie electrice, preschimbând și contopind într-un singur tot un șir întreg de gânduri răzlețe, nelămurite, care nu încetaseră niciodată să-l frământe și care îl stăpâniseră inconștient, chiar și în timpul când vorbise cu mujicul despre darea pământului în arendă. Simțea ceva nou în sufletul lui și dibuia cu încântare acest sentiment nou, neștiind încă ce era. A trăi nu pentru nevoile tale, ci pentru Dumnezeu. Pentru care Dumnezeu? Ce s-ar fi putut spune mai fără noimă decât cele rostite de țăranul acela? Spusese că nu trebuie să trăiești pentru nevoile tale, adică nu trebuie să trăim pentru ceea ce înțelegem, ceea ce ne atrage, ceea ce dorim, ci trebuie să trăiești pentru ceva neînțeles, pentru Dumnezeu, pe care nimeni nu-l poate nici pricepe, nici defini. Și ce-i cu asta? N-am înțeles aceste cuvinte în eroadele lui Feodor? Sau dacă le-am priceput, m-am îndoit de dreptatea lor? Le-am socotit neroade, nelămurite, neclare? Ba nu, le-am înțeles întocmai cum le înțelege și el. Le-am înțeles pe deplin, mai limpede decât orice am priceput vreodată în viață. Nu m-am putut îndoi niciodată de asta și nici nu mă pot îndoi. Și nu numai eu, ci toată lumea, toți înțeleg deplin acest lucru și toți sunt de aceeași părere.
Fedor spune că rândașul Kirilov trăiește numai pentru burtă. E ceva de înțeles, rațional. Noi toți, ca ființe raționale, nu putem trăi decât pentru burtă. Și, deodată, același Fedor spune că e rău să trăiești pentru burtă și că trebuie să trăiești pentru dreptate, pentru Dumnezeu. Iar eu îl pricep numai dintr-o vorbă. Și eu, și milioane de suflete care au trăit cu veacuri în urmă și trăiesc și azi, mujici, oameni săraci cu duhul și înțelepți, acei care au cugetat și au scris despre această chestiune, au spus același lucru cu vorba lor încâlcită. Și sunt de acord într-o singură privință. De ce trebuie să trăiești și unde e binele? Atât eu, cât și toți oamenii, avem o singură conștiință neclintită, limpede, de netăgăduit. Și această conștiință nu poate fi explicată prin rațiune, pentru că este în afara acesteia, n-are nicio cauză și nu poate avea niciun efect. Dacă binele are o cauză, nu mai e bine. Dacă are ca efect răsplata, nici atunci nu mai e bine. Va să zică, binele e în afara înlănțuirii de cauze și efecte. Lucrul acesta îl știu și eu și îl știm cu toții. Iar eu căutam minuni și îmi părea rău că nu văzusem o minune care să mă fi convins. Uite minunea, singura cu putință, de-a pururi nelipsită, care mă înconjoară din toate părțile și eu n-am băgat-o de seamă până acum. Ce minune poate fi mai mare decât asta? Am găsit oare dezlegarea tuturor îndoielilor? Mi s-au sfârșit oare toate chinurile? Se gândea Levin și pășea pe drumul plin de praf, fără să-și dea seama de arșiță sau de oboseală, încercând un sentiment de alinare, ca după o lungă suferință. Sentimentul acesta îi dădea atâta bucurie, încât îi se părea de necrezut. Se înnăbușa de emoție, nefiind în stare să meargă mai departe. S-a bătut din drumul spre pădure și se așeză pe iarba necosită la umbra plopilor. Își scoase pălăria de pe capul nădușit și își sprijini cotul în iarba pădurii, stufoasă și plină de sevă. Da, trebuie să mă reculeg și să cuget la toate, își zise el, uitându-se cu luarea minte la iarba neatinsă din fața lui și urmărind mișcările unei gâze verzi care se urca pe un pai de pir, împiedicându-se la suiș de o frunză de piciorul caprei. Trebuie să iau totul de la început, se gândea Levin, dând la o parte frunza de piciorul caprei ca să nu împiedice gâza și plecând alt fir de iarbă ca gâza să treacă peste el. Ce mă bucură, ce-am descoperit? Spuneam mai înainte că în trupul meu, ca și în trupul ierbii sau al gâzei acesteia, poftim, nu i-a plăcut firul acela, și-a desfăcut aripile și-a zburat. Are loc un schimb de materie potrivit unor legi fizice, chimice și fiziologice. Și în noi, ca și în plopi, în nori și în petele nebuloase, se produce o evoluție. Evoluție din ce? Și în ce? O evoluție și o luptă fără sfârșit? Ca și cum ar putea exista un scop și o luptă în infinit. Mă miram că, în ciuda celei mai mari încordări de gândire în direcția aceasta, nu mi se lămurește totuși rostul vieții, rostul impulsiilor și al năzuințelor noastre. Dar șartul impulsiilor mele este atât de limpede pentru mine, încât trăiesc mereu potrivit cu el. M-am mirat și m-am bucurat când un mujic mi l-a întruchipat în cuvinte. A trăit pentru Dumnezeu, pentru suflet. N-am descoperit nimic. Am aflat numai ce știam. Am recunoscut puterea aceea care mi-a dat viață, nu numai în trecut, dar care îmi dă viață și acum. M-am eliberat de înșelăciune, mi-am recăpătat stăpânul. Și Levin își urmări pe scurt drumul gândirii sale din ultimii 2 ani. Începutul a fost gândul limpede și vădit al morții, când și-a văzut fratele iubit bolnav, fără nicio nădejde de scăpare. Dându-și bine seama pentru întâia oară că pe toți oamenii, ca și pe el însuși, nu-i aștepta nimic altceva decât suferință, moarte și o veșnică uitare, Levin hotărâ că așa nu se putea trăi, că trebuia să-și lămurească astfel viața, încât ea să nu-i apară ca o înfiorătoare bătaie de joc a vreunui diavol, ori să se împuște. El însă n-a făcut niciuna, nici alta. A trăit mai departe, a cugetat, a simțit, ba între timp s-a și însurat. A avut multe bucurii și a fost fericit când nu s-a gândit la rostul vieții sale. Ce însemna asta? Însemna că trăia cum se cuvine, dar cugeta prost. Trăia fără să-și dea seama, în conformitate cu adevărurile spirituale pe care le supsese odată cu laptele mamei, cugeta însă nu numai fără să recunoască aceste adevăruri, dar ocolindu-le cu stăruință. Acum era limpede pentru dânsul că numai datorită credințelor în care crescuse putea să trăiască.
ce aș fi fost și cum mi-aș fi trăit viața dacă n-aș fi avut aceste credințe, dacă n-aș fi știut că trebuie să trăiesc pentru Dumnezeu și nu pentru nevoile mele. Aș fi prădat, aș fi mințit, aș fi ucis. N-ar fi existat pentru mine nimic din cele ce alcătuiesc bucuriile de seamă ale vieții mele. Deși făcea cele mai mari sforțări de imaginație, totuși el nu-și putu închipui ființa fioroasă care ar fi fost el dacă n-ar fi știut de ce trăiește. Am căutat răspuns la întrebarea mea, dar răspunsul nu mi-l putea da gândirea care nu e pe măsura acestei probleme. Răspunsul mi l-a dat însăși viața prin cunoașterea, din partea mea, a binelui și a răului. Iar cunoașterea aceasta n-am dobândit-o prin nimic, ci mi-a fost dată, ca și celorlalți oameni, mi-a fost dată, fiindcă n-aș fi putut-o lua de nicăieri. Cum am ajuns aici? Am ajuns oare cu rațiunea la învățătura că trebuie să-mi iubesc aproapele și să nu-l sugrum? Mi s-a spus asta în copilărie și eu am crezut bucuros, pentru că mi se spunea ceea ce aveam în suflet. Dar cine a descoperit asta? În niciun caz rațiunea. Rațiunea a descoperit lupta pentru existență și legea care poruncește să sugrum pe toți care îmi împiedică satisfacerea dorințelor. Asta e concluzia rațiunii. Rațiunea nu putea descoperi iubirea de aproape, fiindcă asta nu e rațional. Câtă trufie! Își zise Levin, întorcându-se cu fața în jos și începând să înnoade firele de iarbă cu grijă ca să nu le rupă. Și nu numai trufia minții, ci și nerozia ei. Și mai cu seamă viclenia? Da, viclena înșelătorie a minții. Întări el. Capitolul 13. Pe urmă, Levin își aduse aminte de o întâmplare petrecută de curând cu Dolly și cu copiii săi. Într-o zi, copiii, rămânând singuri, se apucară să prăjească niște smeură la lumânare și să-și toarne lapte în gură ca din fântâni curgătoare. Prinzându-i asupra faptei, mama lor căutase față de Levin să-i facă a înțelege câtă trudă îi costă pe cei mari lucrurile pe care ei le distrug și că dacă ei au să spargă ceștile, n-au să mai aibă din ce bea ceai. Iar dacă au să verse laptele, n-au să aibă ce mânca și au să moară de foame. Pe Levin îl mirase neîncrederea calmă și plictisită cu care ascultaseră copiii cuvintele mamei. Erau necăjiți numai fiindcă fuseseră tulburați de la joc și nu credeau niciun cuvânt din cele spuse de maica lor. Nu puteau crede, fiindcă nu erau în stare să prețuiască în întregime lucrurile folosite de dânsii și de aceea nu-și puteau închipui că ei distrugeau tocmai ceea ce îi ajuta să trăiască. Totul vine de la sine, credeau copiii. Aici nu e nimic interesant și însemnat, deoarece așa a fost și va fi totdeauna. Veșnic același și același lucru. Iar noi vrem să născocim ceva nou, numai al nostru. Iată de ce am scornit să punem smeura într-o ceașcă și să o prăjim la lumânare, iar laptele să-l turnăm și roi unul drept în gura altuia. Asta e ceva vesel și nou și într-un nimic mai rău decât abia din ceașcă. Oare nu facem și noi același lucru? Nu l-am făcut și eu, căutând cu rațiunea tainele forțelor naturii și rostul vieții omenești? Cugetă el mai departe. Dar oare nu îndeplinesc același lucru toate teoriile filozofice care, pe calea gândirii, stranie și nepotrivită omului, ne duc la cunoașterea unor lucruri știute de mult și atât de bine, încât nici n-am putea trăi fără ele? Oare nu se vede limpede în dezvoltarea teoriei fiecărui filozof că el cunoaște dinainte tot atât de bine ca și mujicul Fiodor, dacă nu chiar și mai bine, rostul esențial al vieții și vrea numai, pe calea îndoielnică a minții, să se întoarcă la ceea ce cunoaște de mult toată lumea? Dar e să lăsăm pe copii să-și agonisească singur totul, să-și facă singur cești, să mulgă vacile și așa mai departe. S-ar mai juca? Ar muri de foame. Însă ce am face noi înșine cu patimile și cu gândurile noastre, fără noțiunea unui singur Dumnezeu a toate ziditor? Sau fără noțiunea binelui, fără explicația răului în moral? Încearcă să zidești ceva fără aceste noțiuni. Noi nu facem decât să dărâmăm, fiindcă suntem sătui sufletește, întocmai ca niște copii. De unde vine conștiința aceasta, comună cu cea a mujicilor, singura care mă umple de bucurie și îmi dă liniștea sufletească? De unde am căpătat-o? Eu, creștin, crescut în credința într-un Dumnezeu, după ce mi-am înzestrat viața cu bunurile sufletești pe care mi le-a dat creștinismul, după ce mi-au fost hărăzite aceste bunuri și trăiesc prin ele, le nimicesc fără să le înțeleg, ca și copiii, adică vreau să nimicesc tocmai ceea ce îmi dă viața. Dar ori de câte ori vine o clipă însemnată în viață, ca niște copii când le frig și foame,
Eu mă duc la el. Tot ca niște copii pe care mama îi mustră pentru ștrengăriile lor, simt că încercările mele copilărești de neîndreptățită revoltă îmi sunt iertate. Da, ceea ce cunosc, nu cunosc prin rațiune, ci mi-a fost dat, mi-a fost dezvăluit. Cunosc cu inima, cred în adevărurile temeinice pe care ni le împărtășește biserica. Biserica? Biserica? Repeta Levin. Se întoarse pe partea cealaltă și, sprijinit în cot, începu să se uite în depărtare la o ciradă care cobora pe celălalt mal spre gârlă. Dar pot oare crede tot ce propovăduiește biserica? Se gândi Levin, ispitindu-se pe sine însuși și căutând să născocească ceva care i-ar putea zdruncina liniștea dobândită. Căută în adins să-și aducă aminte de învățăturile bisericești, care îi se păruseră totdeauna deosebit de ciudate și l-ispitiseră cel mai mult. Creația? Dar eu cum mi-am explicat existența? Prin existență? Prin nimic? Diavolul și păcatul? Cum se explică răul? Mântuitorul? Dar eu nu știu nimic. Nimic și nici nu pot ști decât ceea ce mi s-a dezvăluit, ca și celorlalți. Îi se părea acum că nicio dogmă bisericească nu atingea miezul lucrurilor. Credința în Dumnezeu și în bine, ca singura menire a omului. Nicio dogmă bisericească nu zdruncină credința de a te pune în slujba adevărului, nu a nevoilor. Fiecare dogmă, dimpotrivă, ajută acelei minuni care îngăduie fiecărui om, milioanelor de oameni de pe lume, dintre cei mai feluriți, înțelepți și smintiți, copii și bătrâni, împreună cu mujicul Feodor, Lvov, Kitty, cu cerșetori și cu oameni puternici, să înțeleagă fără șovăială același lucru, să-și făurească o viață sufletească, singura de preț și pe care face să o trăim. Culcat pe spate, Levin privea bolta înaltă a cerului fără nori. Parcă eu nu știu că ăsta e un spațiu infinit și nu o boltă rotundă, dar oricât mi-aș încorda vederea, nu pot vedea cerul altfel decât rotund și mărginit. Cu toate că am conștiința spațiului infinit, am desigur dreptate când văd un firmament azuriu bine definit. Am mai multă dreptate decât atunci când tind să privesc dincolo de el. Levin încetă să mai cugete și părea să asculte glasuri tainice care șopteau între ele, fără stâmpări, pline de voioșie. Oare asta e credința? Se gândi el, neîndrăznind să creadă în fericirea lui. Dumnezeule, îți mulțumesc! Rosti el, înăbușindu-și hohotele de plâns, care îi săltau pieptul și ștergându-și cu amândouă mâinile lacrimile ce-i curgeau. Capitolul 14. Levin privea drept înainte și îi văzu cirada, apoi zărit răsurica la care era înhămat voronei și pe vizitiu, care, apropiindu-se de cireadă, vorbea ceva cu ciobanul. Auzi pe urmă, aproape de el, huruitul roților și un sfărăit de cal bine hrănit. Era însă atât de absorbit de gândurile sale, încât nu se dumiri de ce vine vizitiul la dânsul. Se dezmetici numai atunci când vizitiul, ajungând aproape de tot de el, îi spuse cu glas tare: M-a trimis cu coana, a sosit fratele dumneavoastră și încă un boier. Levin se urcă în trăsurică și puse mâna pe hățuri. Ca trezit din somn, el nu-și putu reveni în fire vreme îndelungată. Se uită la calul voinic, înspuimat la șolduri și la gât unde el rosese hamul. Se uită la Ivan, vizitiul, care ședea lângă dânsul. Își aduse aminte că își așteptase fratele, că soția sa era poate neliniștită din pricina întârzierii sale și căută să ghicească cine erau oaspetele sosit împreună cu fratele lui. Și fratele său, și soția sa, și oaspetele necunoscut, îi se înfățișau în cu totul altă lumină decât mai înainte. Îi se părea că de azi înainte va avea alte legături cu toată lumea. Între mine și fratele meu nu va mai fi răceala aceea care a fost totdeauna între noi. Nu vor mai fi nici discuții aprinse. Nu mă voi mai certa niciodată cu Kitty. Pe musafirul meu, oricine ar fi el, am să-l primesc bine și prietenos. Tot așa am să mă port cu slugile, cu Ivan și totul o să fie altfel. Stăpânindu-și cu hățurile întinse calul voinic care sfărăia de nerăbdare și parcă se ruga să-l lase a merge mai repede, Constantin Dimitrici se uita din când în când la Ivan. Vizitiul ședea lângă dânsul și, neștiind ce să facă cu mâinile rămase libere, își potrivea într-una cămașa. Levin căuta un prilej să intre în vorbă cu el.
Vrea să spună că Ivan strânsese prea tare cureaua vânarului, dar asta aducea Adojană, pe când Levin dorea să-i vorbească frumos. Nu-i venea însă nimic altceva în minte. Luați-o la dreapta, altfel dați într-o buturugă. Îl opri vizitiul îndreptând hățurile lui Levin. Te rog, nu pune mâna și nu mă învăța pe mine, răspunse Levin supărat de acest amestec al vizitiului. Ca totdeauna în asemenea prilej, se înciudase. Dar Levin își dădu numai decât seama cu tristețe cât de greșită îi fusese presupunerea că starea sufletească iar putea schimba numai decât raporturile sale cu realitatea. Ajuns la mai puțin de un sfert de verste de casă, Levin văzu pe Grișa și pe Tania venind fuga în întâmpinarea lui. Nene Costea, vine și mama, și bunicul, și Serghei Ivaneci, și încă cineva, strigară ei urcându-se în trăsură. Cine anume? Unul înspăimântător, uite așa dă din mâini, răspuse Tania sculându-se în picioare, în trăsurică și imitind pe Catavasov. E bătrân sau tânăr? Întrebă râzând Levin, căruia strâmbăturile Taniei îi amintiseră pe cineva. Numai de n-ar fi un om antipatic, se gândi el. Abia după cotitura drumului, văzându-i pe cei ce veneau în întâmpinarea lui, Levin îl recunoscu pe Catavasov, care purta o pălărie de paie și mergea bălăbănindu-și mâinile, întocmai cum îl imitase Tania. Lui Catavasov îi plăcea să discute mai ales filozofie, dar ca naturalist nu se ocupase niciodată cu filozofia. În vremea din urmă, la Moscova, Levin stătuse mult de vorbă cu dânsul în contradictoriu. Una din aceste discuții, la sfârșitul căreia Catavasov crezuse probabil că ieșise învingător, a fost cel dintâi lucru pe care și-l aminti Levin când îl recunoscu. Nu, pentru nimic în lume n-am să mă mai înflăcărez în discuții și n-am să mai exprim părerile cu ușurință, se gândi el. După ce coborâ din trăsură și dădu bună ziua fratelui său și lui Catavasov, Levin întrebă de soția sa. L-a dus pe Mitea la Coloc, o pădure din preajma casei. A ținut să-l culce acolo, fiindcă în casă e prea cald, zise Dolly. Levin își sfătuia mereu soția să nu ducă băiatul în pădure, fiindcă era primejdios. De aceea, știrea asta nu-i plăcu. Îl poartă din loc în loc, zâmbi prințul. Am povățuit-o să-l ducă la ghețărie. Vrea să facă o plimbare până la Prisacă. Te credea acolo. La Prisacă mergem și noi, zise Dolly. Ei, ce mai faci? Îl întrebă Serghei Ivanovici, care rămăsese mai în urmă și mergea acum alături de fratele său. Nimic deosebit, răspunse Levin. Mă ocup de gospodărie ca totdeauna. Dar tu, pentru cât timp ai venit? Te așteptăm de mult. Pe vreo 2 săptămâni. Am foarte multă treabă la Moscova. După aceste cuvinte, ochii fraților se întâlniră. Cu toată dorința lui de totdeauna, deosebit de puternic acum, de a avea legături prietenești și mai ales sincere cu Serghei Ivanovici, Levin se simți stânjenit privindu-l. Gândindu-se la un subiect de conversație care să-i facă plăcere lui Serghei Ivanovici și să-i abată gândul de la războiul sârbilor și de la chestiunea slavă la care făcuse aluzie, vorbind despre îndeletnicirile sale de la Moscova, Levin aduse vorba despre cartea fratelui său. Ia spune-mi, au apărut recenzii despre cartea ta? Îl întrebă Levin. Intenția întrebării îl făcu pe Serghei Ivanovici să zâmbească. Nimeni nu se ocupă de asta și eu mai puțin decât oricine, răspunse el. Ia te uită, Daria Alexandrovna, vine o ploiță, adăugă Serghei Ivanovici arătând cu umbrela niște nori albi care se iviseră deasupra vârfului plopilor. Cuvintele acestea au fost de ajuns ca raporturile, nu ostile, dar reci dintre frați, de care Levin căutase atâta să se ferească, să se înfiripe din nou între dânsii. Levin se apropie de Catavasov. Ce bine ai făcut că te-ai gândit să vii. Am vrut să vin mai de mult. Acum o să stăm de vorbă și o să ne vedem. L-ai citit pe Spencer? Încă nu l-am isprăvit, zise Levin. De altfel, acum nu mai am nevoie de el. Cum vine asta, ciudat de tot? Și de ce nu mai ai nevoie? Fiindcă m-am convins pentru totdeauna că n-am să găsesc nici la el, nici la cei deopotrivă cu dânsul, dezlegarea problemelor care mă frământă. Acum...
dar expresia de liniște și de veselie întipărită pe figura lui Katavasov îl opri să urmeze. I se făcu milă de starea lui sufletească, pe care el avea să-i o tulbure de sigur cu această convorbire. Și aducându-și aminte de bunele sale intenții, Levin adăugă: de altfel vom vorbi mai târziu. Dacă vreți să vă duceți la Prisacă, poftiți pe aici, pe cărarea asta, spuse el tuturor. În curând ajunseră pe o potecă îngustă într-o poiană necosită, acoperită într-o parte de un covor de catifeluțe de culoare aprinsă, printre care crescuseră tufe dese, înalte și verzi, de spânz. Levin își pofti musafirii la umbra deasă și răcoroasă a unor plopi tineri, pe o bancă și pe buturugi intradinți pregătite pentru oaspeții Prisăcăi, care se tem de albine. Iar el intră în stupină ca să aducă copiilor și oamenilor mari pâine, castraveți și miere proaspătă. Făcând cât mai puține mișcări repezi și ascultând zumzetul albinelor care zburau din ce în ce mai des pe lângă dânsul, Levin ajunse pe potecă la casa Prisăcarului. În pragul tintei, o albină bâzâi și se încurcă în barbă, dar el o eliberă cu băgare de seamă. Intră în tinda răcoroasă, desprinse din perete masca atârnată într-un cui, și-o puse în cap și cu mâinile vărâte în buzunare, intră în Prisaca împrejmuită. Acolo, într-un loc cosit, buduroaiele vechi, toate cunoscute de el, fiecare cu povestea lui, erau așezate în rânduri drepte, legate de par cu fire de curmei de tei. Iar de-a lungul unui gard de nuiele erau rânduiți stupii tineri, roiți în primăvara aceea. Înaintea urdinișului îți luau ochii albinele și trântorii care se roteau în loc, iar albinele lucrătoare veneau și se duceau îndărât la pădure, către teii înfloriți, plini de sucuri și esențe, aducând nectar. Îi stăruiau în auz felurite zvonuri. Ba ale albinelor lucrătoare prinse cu treburile lor, trecând în zbor iute, ba ale trântorilor băzâind alene, ba ale albinelor pasnice, îngrijorate, care își apărau averea, gata oricând să înțepe pe vrăjmaș. Dincolo de împrejmuire, bătrânul Prisăcar dădea la rindea o ramă și nu-l văzu pe Levin, care nu-l mai strigă și se opri în mijlocul stupinei. Îi părea bine că putea să stea puțin singur ca să-și revină după ciocnirea cu realitatea, care îi și frânase avântul. Își aminti că în așa scurt timp izbutise să se supere pe Ivan, să se poarte rece cu fratele său și să spună vorbe de prisos lui Katavasov. Să fi fost numai impresia unui moment, care va trece fără să lase nicio urmă, își zise Levin. Dar în aceeași clipă, întorcându-se din nou la starea sufletească de mai înainte, el își dădu seama cu bucurie că în trânsul se petrecuse ceva nou și însemnat. Realitatea nu înlăurase decât o clipă pacea inimii pe care și-o găsise. Această pace era neatinsă înăuntrul lui. Întocmai ca albinele care roiau acum în jurul, amenințându-l și atrăgându-i luarea aminte, tulburându-i de plină liniște trupească și silindu-l să se dea la o parte și să se ferească de ele, tot astfel grijile ce-l năpădiseră din clipa când se urcase în trăsurică, îi răpeau libertatea sufletească. Dar aceasta era numai ceva trecător. Și după cum, în ciuda albinelor, puterile sale trupești rămăseseră neatinse, tot atât de neatinsă era și puterea lui spirituală, pe care o descoperise de curând întrânsul. Capitolul 15. Costea, știi cu cine a călătorit Sergei Ivanovici venind încoace? Întrebă Doli după ce împărți copiilor castraveți și miere. Cu Vronski, pleacă în Serbia. Și nu pleacă singur, duce cu el un escadron pe cheltuiala lui, adăugă Katavasov. Asta îi se potrivește, zise Levin. Dar tot mai pleacă voluntari? Întrebă el uitându-se la Sergei Ivanovici. Fără să răspundă, Cosnășev scotea cu un cuțit foarte atent dintr-o strachină o albină vie căzută în mierea ce se scursese dintr-un fagure alb. Și câți încă? Să fi văzut ce a fost ieri la gară, exclamă Katavasov, cronțănind în dinți cu zgomotul în castravete. Ei, dar cum vine asta, Sergei Ivanovici, pentru numele lui Dumnezeu, explică-mi. Unde se duc toți voluntarii ăștia? Cu cine se luptă? Întrebă bătrânul prinț, urmând probabil o discuție începută încă în lipsa lui Levin. Cu turcii, răspunse Sergei Ivanovici zâmbind liniștit, după ce scoase albina negrită de miere, care își mișca neputincioasă picioarele. O așeză cu vârful cuțitului pe o frunzuliță tare de plop. Dar cine a declarat război turcilor? Ivan Ivanovici Ragosov, contesa Lidia Ivanovna și Madame Stal?
Nimeni n-a declarat război, dar oamenii îi compătimesc pe semenii lor în suferință și doresc să-i ajute," zise Cosnășev. Dar prințul nu vorbește de ajutor, ci de război," observă Levin, luând apărarea socrului său. Prințul spune că particularii nu pot lua parte la război fără aprobarea guvernului." Costea, uite o albină, o să ne înțepe de-a binelea," strigă Dolly, apărându-se de o viespe. Dar asta nici nu e albină, e o viespe," o liniști Levin. Zizi, care e teoria dumitale?" întrebă zâmbind Katavasov pe Levin, provocându-l vădit la o discuție în contradictoriu. De ce n-au particularii acest drept?" Teoria mea e următoarea. Războiul este, pe de o parte, o acțiune atât de bestială, de crudă și de îngrozitoare, încât niciun om, nu mai vorbesc de creștin, nu poate să ia personal răspunderea începei unui război, ci numai guvernul care este chemat să-l facă, dacă este împins în mod inevitabil la război. Iar pe de altă parte, atât știința cât și bunul simț ne arată că atunci când e vorba de treburile statului și mai ales când e vorba de război, cetățenii renunță la voința lor personală. Serghei Ivanovici și Katavasov, având răspunsurile pregătite, începură să vorbească în același timp. Dar se pot întâmpla cazuri, dragul meu, când guvernul nu împlinește voința cetățenilor. Atunci societatea își proclamă voința, susținu Katavasov. Dar Serghei Ivanovici nu aproba vădit această obiecție. Auzind cuvintele lui Katavasov, el se încruntă și adăugă. Degeaba pui astfel chestiunea. Aici nu există un război declarat, ci numai manifestarea unui sentiment omenesc, creștin. Sunt omorâți frați de-ai noștri, de același sânge și de aceeași credință. Să zicem chiar că n-ar fi frați și n-ar avea nici aceeași credință, ci ar fi pur și simplu copii, femei, bătrâni. Sufletul se revoltă, iar oamenii ruși aleargă în ajutor ca să se pună capăt acestor grozăvii. Închipuieți că ai merge pe stradă și ai vedea niște bețivi bătând o femeie sau un copil. Cred că n-ai sta să întreb dacă i s-a declarat ori nu război acestui om, ce ai tăbărât asupra bătăușilor și l-ai apărat pe acel atacat. Dar nu l-aș ucide, se împotrivi Levin. Ba, l-ai ucide. Nu știu, dacă aș vedea așa ceva, m-aș lăsa mânat de un sentiment spontan. Nu pot să spun nimic dinainte, dar nu există și nici nu poate exista un asemenea sentiment spontan cât privește prigonirea slavilor. Poate că nu l-ai tu, dar îl au alții, interveni Serghei Ivanovici încruntându-se nemulțumit. Poporul păstrează tradiția pravoslavnicilor care au suferit de sub jugul păgânilor. Poporul a auzit de suferințele fraților săi și și-a spus cuvântul. Poate, răspunse nehotărât Levin, dar nu înțeleg. Eu însumi fac parte din popor și nu simt nimic. Tot așa și eu, vorbi bătrânul prinț. Când eram în străinătate, citeam ziare și mărturisesc că, încă înainte de ororile din Bulgaria, nu înțelegeam deloc de ce au prins deodată toți rușii atâta dragoste pentru frații slavi, pe când eu nu simt niciun pic de dragoste pentru ei. Eram foarte necăjit. Îmi spuneam că sunt un monstru sau că poate Carlsbadul avea efectul ăsta asupra mea. Dar după ce m-am întors în țară, m-am liniștit. Văd că și afară de mine mai sunt oameni care se interesează numai de Rusia și nu de frații slavi. De pildă Constantin. Părerile personale nu înseamnă nimic, zise Serghei Ivanovici. Părerile personale n-au ce căuta aici când întreaga Rusie, când poporul însuși și-a exprimat voința. Să avem iertare, dar eu nu văd asta. Poporul habar n-are de asta, adăugă prințul. Nu, papa, cum habar n-are? Dar duminică la biserică? Intră în vorbă Dolly, care asculta conversația. Dă-mi, te rog, un ștergar, spuse Daria bătrânului prisăcar, care se uita zâmbind la copii. Nu se poate ca toți... Ce-a fost duminică la biserică? S-a cerut preotului să țină o predică și a ținut-o. Oamenii n-au priceput nimic și au oftat ca la orice predică, urmă prințul. Li s-a spus apoi că se strâng danii pentru o binefacere. Oamenii au scos câte o copeică și au dat. Dar pentru ce, nici ei nu știu. Poporul nu se poate să nu știe. Conștiința destinelor sale există veșnic în popor și în clipe ca cele de față, ea îi se lămurește de la sine, spuse cu convingere Serghei Ivanovici, uitându-se la bătrânul prisăcar. Chipeșul bătrân cu barbă neagră, vârstată de fire albe, cu părul des, argintiu, stătea nemișcat cu strachina de miere în mână,
uitându-se liniștit și cu blândețe la boieri, de la înălțimea staturii sale, fără să priceapă de bună seamă nimic. De altfel nici nu dorea să priceapă ceva. Taman așa, făcu stuparul, clătinând cu înțeles din cap la auzul cuvintelor lui Serghei Ivanovici. N-aveți decât să-l întrebați. Habar n-are și nici nu se gândește la asta, zise Levin. Mihailici, ai auzit de război? Îl întrebă pe bătrân. Ai auzit ce s-a citit în biserică? Tu ce gândești? Trebuie să ne batem pentru creștini? Ce să ne batem noi capul? Împăratul Alexandru Nicolaevici s-a gândit totdeauna în locul nostru la toate treburile și se gândește și acum. El vede mai bine. Nu vreți să vă mai aduc o bucățică de pâine? Să-i mai dau băiețelului? Spuse prisăcarul arătându-l pe Grișa, care tocmai îi sprăvea o coajă de pâine. Eu n-am nevoie să întreb, spuse Serghei Ivanovici. Am văzut și vedem sute și sute de oameni care leapă de totul ca să slujească această cauză dreaptă. Vin din toate colțurile Rusiei și își arată fățiș și limpede gândul, scopul. Își aduc ultima lețcaie sau pleacă singuri, spunând lămurit pentru ce. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă, după părerea mea, răspunse Levin, care începuse să se înflăcăreze, că într-un popor de 80 de milioane se vor găsi totdeauna, nu sute ca acum, ci 10 de mii de oameni, declasați și aventurieri, gata oricând să intre în banda lui Pugaciov, să plece la Hiva, în Serbia. Îți spun că nu-i vorba de sute de aventurieri, ci de cei mai aleși reprezentanți ai poporului, răspunse Serghei Ivanovici, atât de îndârjit de parcă și-ar fi apărat cel din urmă bun. Dar, Danile, prin ele întregul popor își arată voința. Cuvântul popor e atât de vag, urmă Levin. Conțopiștii, învățătorii și unul la mie dintre mujici știu poate despre ce e vorba. Celelalte 80 de milioane, ca Mihailici, numai că nu-și arată voința, însă nici nu le trăsnește prin cap în ce chestii ar trebui să-și exprime voința. Atunci, cu ce drept putem spune că asta e voința poporului? Capitolul 16. Având experiența dialecticii, Serghei Ivanovici, fără să ridice vreo obiecție, făcu numai decât ca discuția să treacă în alt domeniu. Într-adevăr, dacă vrei să-ți dai seama de spiritul poporului pe calea aritmetică, atunci firește îți va fi foarte greu să-i zbutești. Sufragiul universal n-a fost introdus la noi și nici nu poate fi introdus, fiindcă nu exprimă voința poporului. Pentru așa ceva există alte căi. Asta se simte în aer, se simte cu inima. Nu mai vorbesc de curenții aceia submarini care s-au pus în mișcare în marea stătută a poporului și care sunt vădiți pentru orice om fără idei preconcepute. Privește societatea în sensul strict al cuvântului. Toate partidele din lumea intelectuală, care mai înainte erau atât de dușmănoase unul față de altul, s-au contopit acum într-un singur tot. S-a isprăvit cu toate dezbinările. Toate organele sociale spun același și același lucru. Toți au simțit stihia aceea elementară care i-a cuprins și îi duce în aceeași direcție. E adevărat, toate gazetele spun același și același lucru, zise bătrânul prinț. Orăcresc pe același ton, întocmai ca broaștele înainte de furtună. Din pricina lor nu se mai aude nimic. Nu știu dacă sunt broaște ori nu. Eu nu scot ziare și nu vreau să le iau apărarea. Vorbesc însă de unitatea de vederi din lumea intelectualilor, adăugă Serghei Ivanovici, întorcându-se către fratele său. Levin vroi să răspundă, dar bătrânul prinț îl întrerupse. Despre unitatea de vedere aș mai putea spune și altceva, urmă prințul. Am un pui de ginere pe Stepan Arcadici, îl cunoști. Va fi numit zilele acestea într-un post de membru în comitetul unei comisii și încă ceva, nu mi-aduc aminte ce. Numai că acolo nu prea e de lucru. Nu-i nimic, Doli, ăsta nu e un secret. Iar leafa e de 8.000 de ruble. Încercați și întrebați-l dacă postul său e folositor. Vă va demonstra că e postul cel mai necesar de pe lume. Și el e un om sincer, dar e peste puterile sale să nu creadă în folosul celor 8.000 de ruble. Apropo, el m-a rugat să comunic Darie Alexandrovna că a și primit postul. Își aminti nemulțumit Serghei Ivanovici, socotind că vorbele prințului erau ne la locul lor. Așa e și cu unitatea de vedere a gazetelor. Mi-a deschis cineva ochii. De cum izbucnește războiul, li se și îndoiesc veniturile. Atunci cum să nu fie de părere că destinele poporului și cele ale slavilor și toate celelalte? Eu nu țin la ziare, dar nu e drept ceea ce spuneți, zise Serghei Ivanovici. Eu nu l-aș pune o singură condiție,
urmă bătrânul prinț. Cum a scris foarte bine Alphonse Carr, publicist francez, înainte de războiul cu Prusia. Socotiți că războiul este necesar? Perfect. Cine propovăduiește războiul acela să se înroleze într-o legiune specială de avangardă și la atac, marș înaintea tuturor? Frumos le-ar mai sta redactorilor noștri. Izbunii Catavasov în hohote de râs, închipuindu-și pe câțiva ziariști cunoscuți, înrolați în această legiune selectă. Ei, și ce-ar face? Ar fugi, făcu Doli. Ar încurca numai pe ceilalți. Dacă fug, să-i potopească cu șrapnele din spate sau cazacii cu cnuturile. Încheie prințul. Asta e o glumă, prințule, și încă una proastă, te rog să mă ierți, spuse Serghei Ivanovici. Nu cred să fie o glumă. Asta-i? Începu Levin, dar Cosnășev îl întrerupse. Fiecare membru al societății este chemat să-și îndeplinească o anumită treabă potrivită lui, zise Serghei Ivanovici. Oamenii gândirii îndeplinesc treaba asta, exprimând opinia publică. Atât unanimitatea, cât și integrala manifestarea opiniei publice sunt meritele presei. Ele sunt în același timp fenomene îmbucurătoare. Acum 20 de ani am fi tăcut, dar astăzi se aude glasul poporului rus, care e gata să se ridice ca un singur om și să se jertfească pentru frații săi prigoniți. E un pas mare înainte și o chezășie de putere. Dar nu e vorba numai să te jertfești, ci să și ucizi pe turci, spuse sfios Levin. Poporul se jertfește și e dispus să se jertfească pentru sufletul său, nu pentru omor, adăugă el, legând fără voie discuția de gândurile care îl preocupau mai atât de mult. Cum pentru suflet? Acesta, vedeți, e un termen greu de înțeles pentru un naturalist. Ce e aceea sufletul? Întrebă Catavasov zâmbind. Știi bine ce este. Zău că n-am cea mai mică idee, răspunse Catavasov râzând zgomotos. N-am adus pacea, ci sabia, spune Hristos, obiectă la rândul lui Serghei Ivanovici, citând cu simplitate, ca lucru cel mai ușor de înțeles, tocmai pasajul acela din Evanghelie, care totdeauna îl îngândura cel mai mult pe Levin. Întocmai așa, rosti bătrânul care stătea lângă dânsii, răspunzând unei priviri ce-i fusese aruncată din întâmplare. Nu, dragul meu, ai fost înfrânt, înfrânt, înfrânt definitiv, strigă vesel Catavasov. Levin se înroși de necaz, dar nu din pricină că ar fi fost înfrânt, ci fiindcă nu se putuse stăpâni și se amestecase în discuție. Nu, nu trebuie să discut cu dânsii, se gândi el. Ei poartă o platoșă de nepătruns pe când eu sunt gol. Levin își dădea seama că nu putea convinge pe fratele său și pe Catavasov, dar a le da dreptate era și mai cu neputință. Ei propovăduiau tocmai acea trufie a minții care fusese cât pe aci să-l ducă pe dânsul la pieire. Nu putea să se împace cu gândul că vreo câteva zeci de oameni, printre care și fratele său, aveau dreptul, bizuindu-se pe cele povestite de câteva sute de voluntari buni de gură, sosiți în cele două capitale, să susțină că ei și gazetele exprimă voința și gândul poporului, care se exprimau prin răzbunare și prin omor. Era peste putință să se împace cu așa ceva, fiindcă nu găsea aceste gânduri în popor, în mijlocul căruia trăia, și nu le afla nici în sine, iar el nu putea să nu se socotească unul dintre oamenii din care se compune poporul rus. Dar mai cu seamă, fiindcă nici el, nici poporul nu știau și nici nu erau în stare să știe în ce stă binele obștesc. Știa însă foarte bine că înfăptuirea acestui bine obștesc este cu putință numai prin stricta împlinire a legii binelui, care e la îndemâna oricărui om. De aceea, el nu putea dori războiul și nu-l putea propovădui pentru niciun scop obștesc, oricare ar fi fost el. Vorbea la fel ca Mihailici și ca poporul, care și-a arătat gândul în legenda chemării varegilor. Să domniți peste noi, să ne stăpâniți. Vă făgăduim bucuroși supunere de plină. Toată munca, toate umilințele, toate jertfele le luăm asupra noastră. Dar să n-avem noi a judeca și a hotărâ. Iar acum, poporul, după spusele unor oameni ca Serghei Ivanovici, renunța la acest drept atât de scump plătit. Ar mai fi vrut să adauge că, dacă opinia publică este un judecător infailibil, de ce nu sunt și Revoluția și Comuna tot atât de legitime ca și mișcarea în folosul slavilor? Dar acestea erau gânduri care nu puteau rezolva nimic. Un singur lucru îi părea neîndoielnic, că discuția îl supăra pe Serghei Ivanovici și că, prin urmare, continuarea discuției ar fi fost o faptă rea.
De aceea, le vintăcu și atrase atenția musafirilor asupra norilor, care se îngrămădiseră, sfătuindu-i să se întoarcă mai repede acasă, ca să nu-i apuce ploaia. Capitolul 17. Prințul și Serghei Ivanovici se urcară în trăsură și plecară spre casă, iar ceilalți, grăbind pasul, porniră pe jos. Dar norul, când alb, când întunecat, se apropia atât de repede, încât trebuiră să-și uțească pasul ca să nu-i apuce ploaia. Alți nori îi întrecură, lăsându-se jos de tot, negri și grei ca fumul amestecat cu funingine, gonind pe cer cu o nemaipomenită repeziciune. Mai aveau până acasă vreo 200 de pași când se porni vântul. Din clipă în clipă te puteai aștepta să toarne o ploaie cu găleata. Copiii alergau înainte cu țipete de spaimă și de bucurie. Daria Alexandrovna, luptându-se din greu cu fustele care îi împiedicau picioarele, nu mai mergea, ci fugea, fără să-și ia ochii de la copii. Bărbații veneau cu pași mari, ținându-și pălăriile. Ajunseră la scara de la intrare, când un strop mare se lovi și se sparse de marginea unui jigheap de fier. Întâi copiii, iar după ei oamenii mari, se adăpostiră în fugă, cu vorbe și râsete sub acoperiș. Unde e Caterina Alexandrovna?" întrebă Levin pe Agafia Mihailovna, care le ieși în întâmpinare cu șaluri și cu pleduri. Credeam că e cu dumneavoastră," răspunse ea. Dar Mitea?" Trebuie să fie în coloc. E și dădaca acolo." Levin înhăță pledurile și porni în goană spre coloc. În acest scurt interval de timp, mijlocul norului ajunsese în dreptul soarelui, care se făcu negru ca în vremea unei eclipse. Stăruitor, ca și cum ar fi urmărit un anumit scop, furtuna îl oprea pe Levin. Smulgând frunzele și florile teilor, dezgolind ciudat crengile albe ale mestecenilor, vântul a plecat totul într-o parte. Salcâmi, flori, brusturi, iarbă și vârfuri de copaci. Niște fete care lucrau în grădină trecură în goană țipând sub streașina casei slugilor. Perdeaua albă a ploii torențiale învăluise toată pădurea din depărtare și jumătate din câmpul apropiat, înaintând de repede spre coloc. În aer se simțea mireasma ploii care se fărămița în strop mici. Cu capul în piept și luptându-se cu vântul care era cât pe aci să-i smulgă șalurile din mâini, Levin se apropia de coloc când deodată zări ceva albind după un stejar, o învolburare uriașă, apoi tot pământul luă foc și parcă bolta cerului se sparse deasupra capului său. Când deschise ochii, orbit de lumină, Levin zări mai întâi cu groază prin perdeaua deasă a ploii care îl despărțea acum de coloc, vârful verde al stejarului cunoscut din mijlocul pădurii, straniu schimbat. Nu cumva l-a trăsnit? Îi trecu prin mintea lui Levin când vârful stejarului, cu o mișcare din ce în ce mai iute, se mistui după ceilalți arbori și s-a auzit rosnetul marelui gorun prăbușit peste alți copaci. Lumina fulgerului, zgomotul trăsnetului și fiorul de frig ce-i trecut deodată prin trup, se contopiră într-o singură senzație de groază. Doamne, Doamne, să nu cadă peste ei!" rosti Levin. Deși își dădu numai decât seama de absurditatea rugii sale, acum când gorunul zăcea la pământ, totuși Levin o repetă, știind că n-avea nimic altceva mai bun de făcut. Când ajunse la locul unde stăteau de obicei Kitty și Mitea, nu-i găsea acolo. Ei se aflau la capătul celălalt al pădurii, sub un tei bătrân, și îl chemau. Două făpturi în rochii de culoare închisă, mai înainte rochiile fuseseră de culoare deschisă, stăteau aplecate peste ceva. Erau Kitty și Dădaca. Când Levin ajunse în fugă la ele, se mai scutura un nor și începu să se lumineze. Poalele dădacei rămăseseră uscate, dar rochia lui Kitty era luarcă de apă și îi se lipise de trup. Cu toate că nu mai ploua, ele stăteau mai departe în aceeași poziție în care se așezaseră când se dezlănțuise furtuna. Amândouă rămăseseră aplecate deasupra căruciorului cu umbrelă verde. Sunteți vii, tefere, slavă Domnului!" strigă Levin apropiindu-se și cu ghetele chiftind de apă plescăia prin băltoacele care încă nu se scurseseră. Kitty își întoarse fața rumenă și udă spre dânsul. Zâmbea cu sfială sub pălăria pleștită de ploaie. Cum se poate? Nu înțeleg cum pot să fie atât de nesocotită." Tăbărâ mâniat Levin asupra soției sale. Zău că nu-s vinovată, tocmai ne pregăteam să plecăm, când copilul a început să se zbată. A trebuit să-l primenim, eram gata." Începu Kitty să se dezvinovățească. Mitea era teafăr, uscat și dormea mai departe. Slavă Domnului, nici nu mai știu ce vorbesc." Strânse scutecele ude. Dădaca scoase copilul și porni cu el în brațe. Simțindu-se vinovată de izbucnirea lui, Levin mergea lângă Kitty și strângea mâna pe ascuns ca să nu vadă Dădaca.
Capitolul 18. În cursul zilei, în timpul feluritelor discuții la care participă, parcă numai cu o parte a minții, Levin, cu toată dezamăgirea pricinuită de regenerarea lui morală, care nu-i schimbase firea, nu încetă să-și simtă cu bucurie plinătatea inimii. După ploaie, era prea mare umezeală ca să poată merge la plimbare. Afară de asta, norii de furtună nu se ștergeau din zare, treceau când aici, când colo, întunecați, bubuind de la marginea cerului. De aceea, toată societatea petrecu restul zilei în casă. Discuții nu se mai încinseră. Toată lumea se simți după prânz cât se poate de bine dispusă. La început, Katavasov înveseli doamnele cu glume originale, care plăceau totdeauna atât de mult când îl întâlneai prima oară. Pe urmă, îndemnat de Sergei Ivanovici, el înșiră observațiile sale foarte interesante asupra deosebirii de caracter și chiar de fizionomie la muștele de casă, femele și masculi, ca și asupra vieții lor. Cosnășev era și el vesel, iar la ceai, stârnite de fratele său, își expuse părerea cu privire la viitorul chestiunii orientale. Vorbea așa de simplu și de bine că toată lumea îi sorbea cuvintele. Numai Kitty nu-l putu asculta până la sfârșit, fiind chemată să-l scalde pe Mita. La câteva minute după plecarea lui Kitty, îl poftiră și pe Levin în odaia copilului. El își lăsă ceaiul și se duse, regretând că pierdea o parte interesantă de conversație și fiind în același timp îngrijorat, deoarece nu știa de ce îl chemaseră în odaia copilului, lucru care nu se întâmpla decât în cazuri grave. Levin se interesa îndeaproape, ca de ceva cu totul nou pentru dânsul, de planul lui Sergei Ivanovici, pe care nu-l ascultase până la capăt. După acest plan, lumea slavă eliberată, numărând 40 de milioane de suflete, trebuia să înceapă împreună cu Rusia o nouă epocă istorică. Cu toate că era chinuit de curiozitate și de îngrijorare pentru că nu știa de ce fusese poftit, Levin, îndată ce ieși din salon și rămase singur, își reaminti numai decât gândurile sale din dimineața aceea. Considerațiile asupra însemnătății elementului slav în istoria universală i se părură atât de mărunte în comparație cu ceea ce se petrecea în sufletul său, încât el uită într-o clipă toate acestea și își redobândi dispoziția sufletească pe care o avusese dimineață. Constantin Dimitrici nu mai căută să-și aducă aminte ca înainte de firul gândurilor sale. Nu mai avea nevoie de asta, ci se lăsă deodată stăpânit de sentimentul care îl călăuzea legat de gândurile acestea. Regăsi acest sentiment în sufletul său, mai puternic și mai lămurit decât înainte. Acum nu se mai întâmpla ca altă dată, când trebuia să născocească gânduri care să-l liniștească. Acum, dimpotrivă, sentimentul bucuriei și al păcii era mai viu decât odinioară, iar gândirea nu mai putea ține pas cu sentimentul. Da, uitându-mă la cer, mă gândeam că această iluzie a bolții cerești cuprinde un adevăr, dar totodată nu duceam gândul până la capăt și mi-ascundeam ceva. Totuși, orice ar fi, nu mai poate exista nicio obiecție. Trebuie numai adâncit gândul și totul va părea limpede. Intrând în odaia copilului, Levin își aduse aminte ce anume își ascunsese. Era considerația că dacă principala dovadă a dumnezeirii este revelația binelui, de ce se mărginește această revelație la biserica creștină? Ce legături au cu această revelație dogmele budiștilor și ale mahomedanilor, care de asemenea propovăduiesc binele și săvârșesc fapte bune? I se păru că are răspuns la această întrebare, dar nu mai apucă să și-l dea, fiindcă intră în odaia copilului. Kitty, cu mânecile suflecate, stătea lângă băiță, aplecată deasupra copilului, care se bălăcea în apă. Auzind pașii soțului, se întoarse cu fața spre dânsul și îl chemă cu un zâmbet. Sprijinea cu o mână capul copilului grăsuliu, întins pe spate, care dădea din picioare, iar cu cealaltă storcea buretele deasupra lui. Vino încoace, privește, privește!" îi arătă Kitty când bărbatul său se apropie de ea. Are dreptate Agafia Mihailovna, Mitea ne recunoaște!" Acesta era evenimentul pentru care fusese chemat. În acea zi, copilul începu să recunoască, fără îndoială, pe toți ai casei. De îndată ce Levin se apropie de băiță, se făcu numai decât o experiență pentru el. Experiența izbuti pe deplin. Bucătărea sa, anume adusă pentru asta, se apleca asupra copilului. Mita se încruntă și dădu negativ din cap. Apoi se aplecă Kitty asupra-i. Un zâmbet înselină fața copilului, Mita se sprijini cu mânuțele în burete și, potrivindu-și buzele, scoase un sunet de mulțumire atât de ciudat, încât nu numai Kitty și Dădaca, dar chiar și Levin fură cuprinși de o neașteptată încântare.
scoaseră copilul din baie, ținându-l pe palme, turnară peste el apă curată, îl înfășurară într-un cearșaf, îl șterseră și, după ce Mitea scoase un țipăt scâșietor, îl dădură mamei. Îmi pare așa de bine că încep să-l iubești," îi spuse Kitty soțului, după ce, cu copilul la sân, se așeză liniștită la locul său obișnuit. Sunt foarte mulțumită. Începuse să mă amărască mărturisirea ta că nu simți nimic pentru dânsul." Nu, am spus eu că nu simt nimic. Am spus numai că eram dezamăgit." Cum? Dezamăgit de el?" Adică nu dezamăgit de dânsul, ci de sentimentele mele. Mă așteptam la ceva mai mult. Mă așteptam să se înfiripe în mine un sentiment nou și plăcut, ca o surpriză. În loc de asta, am simțit un amestec de dezgust și de milă." Kitty îl ascultă cu luarea minte, pe deasupra copilului, punându-și în degetele sale subțiri inelele pe care le scosese înainte de a-l scălda pe Mitea. Dar mai ales aveam infinit mai multă teamă și milă decât plăcere. Astăzi însă, după spaima din timpul furtunii, mi-am dat seama cât de mult îl iubesc." Un surâs lumină chipul lui Kitty. "Te-ai speriat tare?" îl întrebă ea. "Și eu m-am speriat, dar acum, după ce a trecut, sunt încă mai înspăimântată. Mă voi duce să văd stejarul." "Dar ce simpatic e Katavasov! De altfel, toată ziua de azi a fost așa de plăcută. Și tu te porți așa de drăguț cu Serghei Ivanovici când vrei. Acum du-te la dânsii. După scăldat, aici e totdeauna cald și saburi." Capitolul 19. Când ieși din odaia copilului și rămase singur, Levin își aminti numai decât gândul pe care încă nu și-l limpezise. În loc să se ducă în salon, unde se auzeau glasuri, se opri pe terasă și, sprijinindu-se cu coatele de balustradă, se uită la cer. Se înnoptase de-a binelea. Spre miază zi, încotro privea el, cerul era senin. Norii se îngrămădiseră de partea cealaltă, unde scăpărau fulgere și unde veneau tunete îndepărtate. Levin ascultă stropii picurând ritmic din teii parcului. Se uită la cunoscutul triunghi de stele, la Calea Laptelui, cu ramificațiile sale, care trecea prin mijloc. La fiecare străfulgerare, nu numai Calea Laptelui, ci și stelele cele vii se mistuiau în adâncuri. Cum se stingea însă fulgerul, stelele răsăreau din nou în același loc, azvârlite parcă de o mână dibace. "Dar ce mă pune de fapt pe gânduri?" se întrebă Levin, simțind dinainte că dezlegarea îndoielilor sale, deși nu o cunoștea încă, se și săvârșise în sufletul lui. "Da, singura manifestare evidentă și indiscutabilă a divinității sunt legile binelui, destăinuite lumii prin revelație și pe care le simt în mine. În recunoașterea acestor legi nu înseamnă că eu mă unesc cu alții, ci, vrând nevrând, sunt unit cu alți oameni într-o singură adunare de credincioși care se numește biserică. Dar ce sunt evreii, mahomedanii, confucienii, budiștii?" își puse el aceeași întrebare care îi se părea primejdioasă. "Se poate ca aceste sute de milioane de oameni să fie lipsiți de cea mai mare fericire, fără de care viața n-are niciun rost?" Levin căzu pe gânduri, se corectă însă numai decât. "Dar ce anume mă interesează în fond?" își zise el. "Mă interesează atitudinea față de divinitate a tuturor credințelor de tot felul din întreaga omenire? Mă interesează problema revelării lui Dumnezeu în genere pentru întreaga omenire cu toate punctele obscure existente. Ce fac eu? Mie personal, inimii mele, mi s-a dezvăluit indiscutabil o conștiință inaccesibilă rațiunii, iar eu mă încăpățânez să o exprim prin rațiune și în cuvinte. Oare nu știu că stelele nu se mișcă?" se întrebă Levin, uitându-se la o planetă strălucitoare care își schimbase între timp poziția față de creanga din vârful unui mesteacăn. "Uitându-mă însă la mișcarea stelelor, nu pot închipui rotația Pământului. De aceea am dreptate spunând că stelele se mișcă." "Dar oare astronomii ar fi putut înțelege și calcula ceva dacă ar fi ținut seama de toate mișcările complexe și variate ale Pământului? Toate minunatele lor deducții cu privire la distanțele, greutatea, mișcarea și perturbațiile corpurilor cerești se întemeiază numai pe mișcarea vizibilă a aștrilor împrejurul unui pământ neclintit, pe această mișcare văzută acum, înaintea mea, care a fost la fel pentru milioane de oameni de-a lungul veacurilor, mișcare care a fost și va fi totdeauna la fel și căreia îi se poate da oricând crezare.
După cum concluziile astronomilor ar fi fost deșarte și șubrede dacă nu s-ar fi întemeiat pe observarea cerului vizibil față de un anumit meridian și de un anumit orizont, tot atât de deșarte și de șubrede ar fi fost concluziile mele dacă nu s-ar fi întemeiat pe acea înțelegere a binelui, care a fost și va fi totdeauna aceeași pentru toată lumea, dezvăluită mie de către creștinism și în care sufletul meu poate oricând să creadă. Dar n-am dreptul și nici putința să dezleg problema altor credințe și a raporturilor lor cu dumnezeirea. Ah, nu te-ai dus? S-a auzit deodată glasul lui Kitty, care se îndrepta pe același drum înspre salon. Ce-i, ești supărat? El întrebă ea, uitându-se cu luarea minte la chipul său luminat de stele. Dar Kitty nu i-ar fi putut vedea bine fața dacă un fulger, făcând din nou să pălească stelele, nu i-ar fi luminat-o. La lumina fulgerului, Kitty îi privi chipul până în străfundul lui și, văzându-l liniștit și voios, îi zâmbi. Mă înțelege, își zise Levin. Știe la ce mă gândesc. Să-i spun, ori să nu-i spun. Da, să-i spun. Dar tocmai în clipa când el vrea să înceapă vorba, Kitty o luă înainte. Ascultă, Costea, fii bun, îl rugă ea, și du-te în odaia din colț. Vezi dacă Sergei Ivanovici are tot ce-i trebuie. Eu mă sfiesc. Vezi dacă i-a pus la varul cel nou. Bine, mă duc numai decât, răspunse Levin sculându-se și sărutându-o. Nu, nu trebuie să-i spun, se gândi el când Kitty trecu înaintea lui. De taina asta mare, care nu poate fi exprimată în cuvinte, numai eu am nevoie. Acest sentiment nou nu m-a schimbat, nu m-a făcut fericit, nu m-a luminat dintr-o dată, așa cum am visat eu, și ca și în sentimentul patern față de fiul meu, nici aici n-am avut o surpriză. Este credință ori nu este, nici eu nu știu. Sentimentul acesta însă mi s-a strecurat prin suferință în suflet și s-a înrădăcinat acolo adânc. Tot așa am să mă supăr pe Ivan Vizitiul, tot așa am să mă înflăcărez în discuții, exprimându-mi ideile hodorong-tronc. Același zid are să rămână între adâncul sufletului meu și ceilalți oameni, fie chiar și soția mea. Tot așa am să o învinovățesc pentru spaima mea și am să mă căiesc pe urmă. Tot așa n-am să pătrund cu rațiunea de ce mă închin și totuși o să mă închin. Viața mea însă, toată viața mea, indiferent de ceea ce s-ar putea întâmpla cu mine, fiecare clipă a vieții acesteia, nu numai că nu mai este acum lipsită de sens ca mai înainte, dar are un netăgăduit rost al binelui pe care eu sunt stăpân să-l dau vieții. Ați ascultat Ana Karenina, de Lev Tolstoi. A citit Ana Levârdă.